O să declar deschisă ședința de astăzi. Înainte să intrăm în ordinea de zi, o să discutăm cu cei doi invitați, ca să nu le ținem după noi, da? Ca să rezolvăm tot aici. Din ce vă dac, eu sunt cel care v-a chemat. Am chemat directorul de... directorul punctului de la Unești, pentru că dumnealui este cel care aprobă plățile. Din ce văd acolo, a venit altcineva. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, George, dragă. Vă rog frumos la microfon. Bună ziua, dacă se aude? Da. Mai aproape. Mai aproape. Eu, George, dragă, mă numesc. Sunt managerul proiectului investițional de la Unești. Eu am fost și în ședința anterioară, la solicitarea dumneavoastră, domnule consilier. Am înțeles că astăzi vom discuta, să zic, despre situația refacerilor tramelor stradale, zonelor afectate în urma lucrărilor. Da. Și în orice altă problemă care se rezolvă. Da. Domnul Badea? Domnul Badea este... Sunt reprezentantul antreprenorului firmei la Orange Ucaș. Sunt la dispoziție. S-au zis? Da, v-am mai zis. Foarte bine, la Orange Ucaș, reprezentat la antreprenor. Ok, o să încep eu. O să încep eu că eu v-am chemat. Aș avea rugăminte să ne explicați de ce a trebuit ca până la sfârșitul lunii aprilie, până astăzi, da? Să tot circulăm prin toate gropile care au fost în Unești. Am avut probleme în furnizarea multor echipamente care au depins facerile și toate procedurile respective au depins de furnizarea multor echipamente. Spane, ebimete, mă rog, tot felul de echipamente. Ne-am întâlnit și cu Brenea, care a zis dumneavoastră, a trecut iarna, a venit niște ploi și încercăm totuși să ținem cât putem. Da, vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fac o mică introducere eu, pentru că cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă eu cu domnul manager și nu chiar cu la fel de mult cu domnul Badea. Discutăm zilnic, cred că mai cel puțin cu domnul manager, nu știu dânsul, dar eu cu dânsul vorbesc mai mult decât cu soția. Că e sâmbătă, că e duminică, că e 12 noaptea, că plouă și s-a surpat un șanț, una cu telefon îmi răspunde. Acum o săptămână am avut discuții și cu directorul general al companiei Raja și cu directorul domnul Budeș. A fost și astăzi la Unești la întâlnirea lunară, ne întâlnim și la întâlnirile lunare și zi de zi și ori de câte ori se ivește ocazia. Fac o scurtă o introducere, pentru că cunosc datele problemei. Proiectul este finanțat prin BOIN, monitorizat de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene. În momentul în care s-a licitat, aprobat un grafic de evoluție, care n-a putut fi respectat din mai multe motive. În prima parte de situația COVID, în care au fost decalate foarte multe procese de fabricație, după care a urmat războiul, a încurcat și războiul, nu noi dăm aprobările prelungirii decalării de contract, deși toată lumea am avansat anul trecut când martie se vor termina. Ministerul a aprobat, a înțeles întârzierile de furnizări de echipamente și a aprobat aceste decalaje de termene. Noi, ca să înțelegem, primăria dă un aviz de săpătură. Aviz de săpătură care nu ca orice aviz care îl dăm pentru o firmă sau un particular care sapă un șanț și știm că durează săparea unui șanț. Aici s-a dat aviz pe evoluția lucrărilor conform graficului aprobat prin licitație. Că graficul s-a decalat, încă o dată spun, din aceste motive și acum, ieri ne-am lovit de situația, am asfaltat pe Tineretului, nu sunt venite vanele nici la ora actuală. Am asfaltat cu conștient constructorul că va avea niște costuri în plus,
va tăia și va ridica capacul, va ruga banii, va mai plăti o dată, pentru că de fiecare dată, orice intervenție, constructorul o plătește și o plătește, o ține de cheltuiala lui. Mai mult, sunt situații în care s-a lăsat asfaltul. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut era într-o situație gravă, rău, Bulevardul Republicii, când se punea problema să-l închidem bulevardul pentru 28 de zile. Am convocat atunci conducerea Raja, constructor, nu se poate să închidem orașul 28 de zile, este total, un disconfort total, haideți să vedem ce se poate. Am găsit proiectantul soluției de schimbare din beton în balast stabilizat, balast stabilizat care nu are aceeași, clar că nu are aceeași rezistență. El este o soluție alternativă, dar există riscul să se lase. Risc care l-a preluat constructorul și timp de 3 ani, dacă se lasă, pe cheltuiala lui îl reface. Dar a fost o variantă de compromis pentru a nu bloca total, ce vă imaginați ce ar însemna varianta blocată 28 de zile. Azi au turnat pe variantă beton stabilizat, a doua zi au turnat șanțurile, unul din șanțuri s-a lăsat, poate să mai lasă vreo unul. Îl vom reface, dar îl închidem 3 zile, nu îl închidem 28 de zile. Cele mai multe n-au fost probleme. Singura problemă care am reproșat-o și am luat foc pe temă au fost Dallas-ul, că au fost dezorganizați acolo și nu ascund acest lucru, am făcut-o, o fac public. A fost o ușoară dezorganizare pentru care nu am avut o reacție un pic mai acidă, pentru că au ridicat capacele de carnaș și nu au făcut și tronsoanele dintre capace și după aia s-au apucat și au mai ținut mai întârzi vreo 2 săptămâni. Aia ar trebui lucrarea să o facă din prima, să facă reparația totală. Dar încă o dată vă spun că varianta cu beton stabilizat a fost o variantă care cu greu a fost acceptată de constructor. Că nu le vine bine să repare de mai multe ori în același loc. Reparații care oneștenii zic, vă bate joc de bani în primărie. Nu, nu ne batem joc de bani orașului, nu ne batem joc de bani primăriei. Nu, singurul care e, noi suntem afectați de disconfort, iar de bani sunt afectați constructorii. E sarcina lor. Mulțumesc, dar nu mi-a răspuns la întrebări. De condițiile astea, nu trebuia să mai cheie reprezentanții la așa, pentru că de fiecare dată, de fiecare dată în Consiliul Local, când am întrebat, mintea a fost pasată la Raja și la constructor. De aceea am chemat. Eu vreau să vină directorul. Ok, înțeleg. Eu vreau să vină directorul la Raja, că el a făcut plățile. Haideți să vorbim de fapt de bună organizare pe care o aveți. O să vă dau un exemplu de astăzi și o să discutăm din urmă. Până acum nu mi-ați răspuns la întrebarea de ce a trebuit să mergem prin globe. Că era simplu, luați o mașină, cum a zis data trecută. 2 oameni și putea să puneți bala să umpleți șanțurile. N-ați făcut-o. Da? Încercăm pe cât posibil. Nu, o să vă rog să vorbiți după ce termin, că așa e. Aveți o lucrare în TCR, unde aveți un subantreprenor care pregătește asfaltarea de mâini, da? 2 semafoare ca să-și oprească traficul, să poată să-și facă treaba. Ce să vedeți? Unul din semafoare pus la intersecție, când, nu știu, spada, cred că e avântul, varianta de la TCR, dar când veniți din partea aceea, dinspre Caron, spre TCR, pe varianta semafor, cei care trec prin tunel nu mai aveau semafor. Când se face verde în partea cealaltă, oamenii făceau stânga fără nicio problemă. Trecem peste insolența oamenilor de acolo, dar e ca la noi la DPP. Dintr-un grup de 5, 2 muncesc, 3 se uită. Asta e organizarea dumneavoastră. Vă rog să răspundeți la întrebări și putea să vă organizați un pic altfel. Da? Nu puteți închide varianta 28 de zile, domnul primar, dar anumite străzi din oraș, 3, 4, 5 zile, pot fi închise și pot fi terminate lucrările alea. Să nu trecem peste o afirmație care ați făcut-o, că s-a acuzat de PP-ul că tu îi lucrează 3 ani. Păi da, ce ați văzut altfel prin oraș, că eu de câte ori trec așa se întâmplă. Vreau să vă contrazic, oamenii chiar muncesc la DPP. Da, dar viitoare să fac poze. Știți că eu ne-asum ce spun, vă rog. Pot să vă răspund, vă rog. Mulțumesc. Deci, referitor la semaforul de pe avântului, punctual, cum a spus dumneavoastră. Da. Nu asta e problemă de azi. Tocmai de asta. Da. De la 9 dimineața, 9 fără, cum știi,
domnul primar, am avut ședința adunare. Da, dar vă rog să vă oferiți un miculeț. Domnul primar este primarul Oneștiului și nu avocatul dumneavoastră. O să vă rog să răspundeți. Asta am încercat să domnul Dragu, Cromile, e a doua oară când o să vă rog să... să ne comportăm civilizat și să nu vorbim unul peste altul. Vă răspundeam. Îmi cer scuze dacă v-ați răspuns. Bun. Referitor la problema cu semaforul, o să verific și o să trimit colegii să vedem care este problema. Mulțumesc pentru că ați sesizat acest aspect, că nu poate să facă stânga, să vă mulțumesc. Și eu, personal, vă mulțumesc, o să trimit, asta se va rezolva. Bun, ok. Acum vă rog să răspundeți la întrebare, că de asta v-am chemat. De ce a trebuit ca din noiembrie anul trecut, de la Crăciun până la Paști, să ne rupem mașinile în glori în Onești? De ce trebuie Oneștiul să fie un șantier deschis, plin de glori? Înțeleg de ce trebuie să fie un șantier deschis, m-am exprimat greșit. N-am vrut să spun că arată care cu război, că nu e ok. Nu știu, da, cum înseamnă un oraș după război. Doar că vă zic că eu nu știu să mai fi fost în zonă o investiție nouă în domeniul infrastructurii de apă și apă canalizare, în care s-au introdus aproximativ 60 de kilometri. 60 de kilometri care, da, aveți dreptate, există un disconfort pe care nu ne-l dorim noi să iasă tot timpul la suprafață. Tocmai de asta, prin antreprenori, încercăm pe cât posibil până la stadiul în care vom pregăti de asfaltare să completăm la, cu balast până la nivelul asfaltului. Da, asta a fost întrebarea mea. De ce nu ați făcut-o până acum, la Paști? Până la sfârșitul lunii aprilie, când o faceți acum? Condițiile meteo nu permiteau... Domnul Dragul meu, după ședința trecută, da? Când am chemat reprezentantul Raja aici, ce să vedeți? La o zi după erau șanțurile pline. Eram sigur că așa o să întâmple. Vă rog să răspundeți punctual la întrebare de ce a trebuit să dau cu mașina în primul trimestru toate gropile din Onești. Și nu numai eu, toți oneștini. Că asta vă întreb. Ia treia oară când o pun și răspunsul. Și asta nu, lumea îți răspuns. Condițiile meteo nu au permis asfaltarea... Nu v-au permis condițiile meteo să puneți mâna pe două lopeți, să puneți niște balast în niște gropi? Asta v-am și răspuns. Pe cât posibil. Așa este, domnul Badea, că așa probabil este. Dumnealui se ocupă de hârtii. Păriesc că dumneavoastră vă ocupați de partea tehnică. Vă ascult. Nu este adevărat, nu se ocupă de hârtii, chiar e permanent. Lăsați că știu cu ce se ocupă un manager de proiect. Așa, să ascultăm problemele de așa. Deocamdată cereți... Să-i las să vorbească, trebuie să răspundă punctual la întrebare. Eu înțeleg că sunteți avocații Raja și într-o parte și în alta, dar n-am de când să vă las să vă întrebați. Domnul Moraru, vă rog să vă... Dar nu vă zimați pe rupul. Vă ascult, domnul Vada. Stați liniștit, stați liniștit, nu m-am uit, vă rog. Stați liniștit că sunt pregătit, mă aștept și... Mă aștept să nu fiu lăsat să dați răspunsul oneștenilor și din stânga și din dreapta, dar ce să vedeți? Eu merg înainte până primesc răspunsul de la dumneavoastră. Lăsați oamenii să răspundă tocmai asta. Asta e întrebarea mea, domnul Moraru. Vă rog, stați în banca dumneavoastră. Vă ascult, domnul Moraru. Banca mea nu e întâmplătoare și nu-mi dați dumneavoastră voi să vorbesc. Astăzi, da. Iete că nu. Nu se pot face săpături și umpluturi pe vreme de ploaie, pe ninsoare și pe alte fenomene mele. În momentul când ploile au stat, echipele noastre sunt în teren pentru reface. Punctual, când a plouat foarte mult și într-adevăr au fost gropi de nu se putea trecea, am trimis echipe cu piatră să acopere gropile respective. Este întins pe foarte multe, sunt întinse pe foarte multe străzi lucrările, le luăm și noi pe fiecare în parte și încercăm să eliminăm riscul de a se întâmpla ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră. Dar nu e asta problema. Problema e ce li se întâmplă oneștenilor. Asta de, de asta v-am chemat aici. Faptul că dau din groapă în groapă. Da? Păi, din groapă în groapă că este o lucrare în curs de. Și repet, păi și de ce le organizați cum trebuie? Organizăm, încercăm să facem refaceri și să aducem la stadiul de a elimina cu disconfortul prin echipe care sunt în teren pentru a umple gropele respective. Deci, atunci ce mi-a zis mai înainte, a spus că vremea rea nu v-a lăsat să umpleți șanțurile. Să înțeleg că de pe 1 ianuarie până pe 25 aprilie a plouat și a nins în continuu la unii și n-ați putut să vă faceți treaba. Nu că asta rezultă logic din ce mi-a spus. Greșesc cu ceva? Păi greșeți. De 3 săptămâni plouă în continuu. De 3 săptămâni. Haideți să nu... Vă rog să nu știu mare. Continuu s-a pus balast în gropi. Asta nu poate
nimeni să lege... În cazul niștenilor, că tași, nu știu ei, să urbocolească gropile și dau un grop, nu? Dar dacă se bagă balastul ăla în grop, de ce mai există groapa? Că asta nu înțeleg. Dacă umple ce o groapă, de ce mai există groapa? Păi, dar groapa aia se trece permanent cu mașină. E trafic în continuu, în continuu. Noi trebuie să stăm non-stop în spatele mașinilor să punem. Venim la o perioadă de o zi, două, trei, când e calul și intervenim. Dar încă o dată repet, toate lucrurile astea le facem pe banii noștri, a firmei, a antreprenorului. Nouă nu ne mai decontează nimeni lucrurile astea și totuși le facem. Pentru oniștei. Nu, o faceți pentru profit, domnul Badea, nu pentru oniștei. Haideți să nu ajungem. Hai să lăsăm așa, să facem profit. Nu, dar nu trebuie să-mi ziceți că... Da, aveți dreptul să dați cuvântul oricui, dar dați voie să vorbească fiecare pe rând. Păi să vorbească, dar nu... Nu mai vorbească. Păi nu puteți spune că faceți asta pentru oniștei. Nu, o faceți pentru bani și pentru profit. Pentru oniștei, să eliminăm disconfort. Profitul și banii e altă treabă. Am câștigat o licitație pe... Primar, adică haideți să nu... Da, bun, haideți să vorbim pe rând. Rugămintea mea este să vorbim pe rând. Facem probe pe orice groapă, o umplem acum și ne mergem peste 5 zile să vedem cum arată. Orice groapă din oraș în care băgăm balast, se aduce la formă, cel puțin nu mai vorbesc pe variantă, unde trec cu mașini grele. În 3-4 zile, groapa este la fel. Nu... Bun. Și sunt au fost 70 de kilometri. Iar să spuneți că nu s-a reparat, sunt 14 străzi reparate cu asfalt de la începutul lucrării. La momentul ăsta avem punctual, avem Buciumul pe care asfaltăm astăzi, ieri am asfaltat Teilor, mâine asfaltăm Avântului, deși este zi liberă, este sâmbătă, chemăm oamenii la treabă. Bine, oamenii sunt cu vorbim plătiți dublu, așa cum spune codul muncii, dar este vreme bună, asfaltăm mâine. Luni, chiar dacă este 1 mai și este zi liberă, asfaltăm Teilor. Marți, continuăm, dacă ajunge, face prima parte de Mărășești, poate, intrăm pe Mărășești, dacă nu intrăm pe calea Jurului să facem, să reparăm loc. Zi, atât timp cât este vreme bună, noi asfaltăm și chemăm oamenii de acasă. De completat, vă asigur că s-au completat, nu se poate spune că din ianuarie ei n-au mai completat gropi. Eu vă spun sigur că toată ziua îi sun și preg la cap, e groapa acolo, e dincolo. Îl punem 4-5 zile, groapa este exact cum a fost cu 5 zile înainte. Nu se... Nu există, nu stă balastul în groapă. Eu trecut 100 de mașini, au scos balastul din groapă. Și continuă, se completează. Mulțumesc, îmi cer scuze. Aveți un avocat foarte bun în persoana domnului primar, doar că eu de consilier local de câte ori întrebam chestia asta și dumneavoastră și aparatul cu specialitate îmi spunea că este, să vă întreb pe dumneavoastră, este vina noastră, de ce v-am chemat. Înțeleg că, mă lăsați să termin, da? Înțeleg că nu avem ce să discutăm, că întreb primarul și aparatul de specialitate. Dar doamna director, deci nu mai există de acum întrebare care să spunem că e la constructor, că e la antreprenor, că e pe partea cealaltă. Că văd că nu am ce discuta. O să vă răspund, dați voi, domnule. Vă ascult. De când am venit în Onești, respectiv 2017, eu personal am văzut oneștenii ca și partener pentru oraș. Îmi cer scuze dacă eu am greșit atunci, când spuneți că noi cu toții nu suntem parteneri, să înțeleg, nu? Avocat. N-am zis așa, nu o să puneți cuvinte în gură, n-am zis treaba asta. Am zis că lucrările antreprenorul le face pentru profit, nu pentru oneștenii. Orice contract... Iar dumneavoastră era așa, haideți să ne înțelegem. Vă rog, vă mulțumesc, domnul Dragomir și domnul Badea, vă mulțumesc pentru prezență. Lăsați-i să vorbesc, acum îi face afară din sală. Nu, lăsați-i să vorbesc, nu. Lăsați-i să vorbesc, vă rog frumos. Da, așteptați. Deci... Unde mă uit în cameră? Cât mai sunteți președinte? Stațiunești, cât ai mai fi? Da, și cât mai va mai fi consilier local. Deci, stațiunești, asta sunt unde. La întrebare. Ce să vedeți, trebuie să mergeți cu mașinile să dați un loc în continuare. Nu, acum ziceți. Lăsați oamenii să vă rog, domnule. Ziceți, domnul. Mulțumesc, domnule. Eram și eu nemulțumit că fiindcă și oneștenii s-au plâns pentru disconfortul care avem toți parte. Am crezut inițial că acele astupări de grop cu cele a spus dumneavoastră, am crezut că le facem din banii noștri. De acum am aflat că le facem din banii noștri. Cumva vă desculp.
că sunt disfuncționalități la dumneavoastră, la activitatea dumneavoastră, înțelegem, este o lucrare mare, peste 60 de kilometri de conductă care nu s-a înlocuit decât s-a construit Oreștiu. Probabil că această pată care apasă asupra muncii dumneavoastră, care trebuie să o respectăm cu toții, se va revedea la sfârșitul lucrărilor, când Oreștiu, sper, să arate așa cum dorim fiecare. Nu vă țin partea, nu sunt avocatul dumneavoastră, v-am spus și eu am fost nemulțumit, dar trebuie acum am aflat că faceți pe banii dumneavoastră și chiar vă mulțumim pentru că o faceți din banii noștri oriștene. Și dacă îmi permiteți, din acei 70 și după aia vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. În altă ordine de idei, cred că la vârsta mea, pe care o am, nu mai doresc să candidez la primărie, să candidez chiar și la consilier, să candidez la anumite funcții. Am trecut prin politica românească, acum politica locală și având vârsta pe care am, credeți-mă că în ședințele Consiliului Local nu o să încep să-mi fac campanie electorală mie, fiindcă nu o să mai candidez. Vă mulțumesc mult. Mai are cineva ceva? Da, aș vrea și eu să întreb. Ce ziceți, domnul Roșca, după aceea domnul Dobrea, mai e cineva? Am înțeles tot ce au spus domnul din partea Raja și este plauzibil la nivel de oraș. Ce nu am înțeles, reaua credință și lipsa de comunicare la nivel de lucrare de la Slobozia. Veniți de la stația de apă cu balast tasat frumos, până mai era 100 de metri până la stradă. Acolo unde erau 30 de centimetri lăsat pământul, ați lăsat în paragin mai mult luni de zile. Până nu am trecut la amenințări, nu v-a interesat nimic. Domnul manager și măcar n-am mai răspuns la telefon sau la mesaj. Este incalificabil ce faceți. Dacă am spus că în oraș înțeleg, acolo a fost rea voință. Pe buzunarul și pe munca mea fizică, ca să pot să intru cu mașina în curte, 30 de centimetri. Domnul, este un drum agricol acolo. Au trebuit mașini de tonaj mare. Înțeleg că este o lucrare. Dar să fie atâta lipsă de comunicat din partea noastră, nu aveți nicio scuză. Cum să vin cu drumul de acolo făcut, tasat, și când mai este 100 de metri până în stradă, la așa, Bașca, undeva în capăt unde este o stână, i-ați făcut drumul omului ăla, că a plătit. Eu nu plătesc stricăciunile dumneavoastră. Este inadmisibil așa ceva. A, într-un târziu, când am trecut la amenințări, s-au gândit să pună niște bolovăni și e ok. Slavă Domnului, înțeles? Suntem până al contrat. Nu, domnul manager, domnul manager, la mine și de aia. Am vorbit și cu domnul primar, domnul primar, și văd, ești consilier, discută cu manager. Am trimis mesaje, am trimis poze. Este inadmisibil așa ceva. Pot să vă răspund? Vă rog. Pot să vă răspund? Legat de drumul la care faceți dumneavoastră referire, așa cum v-am și răspuns, inclusiv prin mesaje, acel drum nu a fost afectat de lucrări. Deci, sens în care noi nu putem să decontăm refacerea drumului pe un drum care nu a fost afectat, nu a avut nicio conductă. Mai mult decât atât, antreprenorul, nu dânsul, antreprenorul după contractul cu sursa, noua sursă de apă pentru Onești, pe banii dânsului, a refăcut tot drumul de acces pentru că nu avea loc prin cartierul Slobozia cu toate utilajele, pe banii lui, nedecontat de către noi, mai doar pe banii lui. După ce el și-a adus, și știți foarte bine că așa venea și atunci, după ce el a adus mașini cu piatră, ca să zic, pietriș, pentru a facilita accesul, a mai început un șantier în zonă, după cum probabil bine știți, la barajul lângă sursa de apă, este un proiect al celor de la, cred, Apele Române. După ce ei au trecut cu mașinile de mare tonaj, da, s-a lăsat drumul care l-a făcut antreprenorul contractat către Raja. Antreprenorul contractat către Raja, la propunerea dumneavoastră și a mea, a mai suplimentat cu niște pietriși. În continuu, drumul ăla se lasă. În continuu. Noi, cum v-am mai și spus, noi, din punctul nostru de vedere, am acordat tot suportul. Antreprenorul, care este pe contractul celălalt, a spus că imediat, de luni, cum vremea va permite, respectiv de luni acum, va mai completa, dar vreau să avem o discuție și cu antreprenorul de la APE, sau nu știu ce proiect aveți acolo, nu știu eu de ce să vă zic acum. Dar mai aveți acolo și alte utilaje care vă strică drumul, ca să zic, vă strică,
dar se tasează drumul. Dar vai, împreună, da, le putem rezolva, dar nu putem să spunem că este o lipsă... Domnul Mergeu, l-au rezolvat mai puțin 100 de metri până la stradă, domnule. Asta n-am înțeles eu. Dacă lucrările nu sunt decontate de către noi, aș putea cumva să-i spun domnului mai fă încă 100 de metri? Păi bun, dumneavoastră l-a stricat, nu eu. Drumul era ok. Dacă te puteai la așa, eu drum agricol. Nu ajungem nicăieri așa, dacă e vorba de cum arăta drumul ăla înainte, știm cu toții. Bun, înainte de a trece utilaj, dumneavoastră era stricat drumul ăla? Puteam intra în curte? Asta am, de ce nu a venit până în stradă? Cum au venit 2 km? Problema este că i-a mai făcut acces altuia și nu l-a făcut și dumneavoastră? Nu. Dar nu mai e treaba mea. Nu, domnul George, știu situația de acolo, nu mă fac avocatul nimănui. Într-adevăr, ei n-aveau costuri pentru a reface drumul. Drumul ar trebui să fie practicabil. De ce n-au venit până la stradă? Aici și eu îmi pun o întrebare. Când au pus 2 km de balast, acolo 100 de metri, dar între timp înțeleg că l-au pus. N-au avut buget, din s-au terminat banii, că da, lucrează pe banii. L-au pus, dar o să discutăm astăzi după ce termin. Ce este ok, domnul Roșu? Oricum nu v-am răspuns, oricum nu v-am răspuns la întrebare. În ce scuze vorbeam, în ce scuze? Asta vă trebuie să eu sunt președintele de ședință domnului. Votul administrativ spune că ședința este condusă de președinte. Vă rog, domnul domnule. Am ascultat și părerea constructorului și părerea dumneavoastră. Aș avea o întrebare pentru domnul manager de proiect. La ultimele reprogramări și reeșalonări care s-au făcut pentru construcție, sunteți în grafic sau nu sunteți în grafic? Și graficul ăsta care este aprobat de Guvernul României, cum a spus domnul primar, dacă dumneavoastră sunteți în grafic și graficul ăsta până când se întinde? Conform celor spuse și de către domnul Badea, au fost anumite aspecte imprevizibile care au devansat, ca să vă și spun nu, termenul care este... Eu v-am întrebat dacă sunteți în graficul aprobat de guvern. Probabil că când ați depus documentația pentru prelungirea graficului, da, ați depus și acele probleme pe care le are domnul Badea și alți constructori, nu? Nu? Era... Astea au apărut ieri? Da. Ieri au apărut? Nu, e după ce dânsul a încercat să contracteze echipamentele, furnizorul, producătorul. Nu m-ați gândit înainte de chestia asta? Păi nu avea de unde. Sunteți în grafic în eșalonarea asta care s-a făcut? Sunteți în grafic în eșalonarea asta care s-a făcut? Suntem în grafic. Conform programului de execuție înainte de către antreprenori, astea în grafic la... Deci în lucrarea sunteți în grafic. În iulie este programată finalizarea, bineînțeles, după ce o să... Sosească anumite echipamente, deci care sunt întârziate. Deci, aia se întinde până în iulie, da? Da. Deci termenul estimativ de finalizare a lucrărilor va fi iunie. Termenul estimativ, da. Sfârșitul lunii iulie. 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 Okay. Iulie. Așa. Așa. Nu vom mai avea niciun drum. Nu se știe totuși estimativ de... Bine, plus minus. Domnule, o să domnule, eu știu că sunteți președinte, dar nu sunteți președintele meu. Dar dumneavoastră vreți să râdeți de mine sau de eu mă ridic și deocamdată eu. Deocamdată sunteți în ședința pe care o conduc eu, da? Nu știu o ție, dar nu sunteți președințele meu. Dar pot să vă spun. Antreprenorul și veniți să ajutați-ne. Haideți să nu vorbim unul peste altul. Dar nu am nicio problemă. Iar antreprenorul nu este în subordine posibilă. Eu nu am nicio treabă dumneavoastră. Nici campanie nu vă fac, voi nu faceți. Și atunci explicați-mi un lucru. Ce să vă sală, domnul Badea, că n-aveți nicio treabă cu Consiliul Local și cu oneștenii? Că asta nu înțeleg. De ce ați venit? Eu am cerut să vină direct în sală. Să tac să-ți președinte, da. Nu al meu, asta am zis. Nu, ați ia cu ivrezi, nu al meu. Ok. Da, asta am vrut să zic. Haideți să vorbim încă o dată. Insist să vorbim pe rând. Constructorul a fost invitat. Bun, dar dacă vorbiți, domnul președinte, acum nu puteți fi regii pe plantație, acum dați ordine la toată lumea și mutați ordine. Dar m-au întrebat doi consilieri. Lăsați pe toată lumea să vorbească de rând. Haideți să vorbim. V-au întrebat cei doi consilieri dacă terminați în luna iulie. Iar a răspuns managerul de proiect de două ori că da. Și dumneavoastră a zis după aia, stați că nu e așa, nu terminăm în iulie. Domnul manager, ce v-a spus, dar conform unor revendicări date din partea furnizorului, o adresă prin care echipamentele care se vină, se preconizează că vin în cursul lunii iulie. Echipamentul care se vină. Acum, dacă într-adevăr echip de furnizorul se ține de adresa care ne-a dat-o în luna iulie, suntem gata la sfârșit. Dacă între timp nu mai apare ceva din partea lor. Asta am vrut să vă spun.
Domnul Badea, înțelegeți în ce situație suntem noi cei care ne uităm? Managerul de proiect aflat lângă dumneavoastră spune că se termină în iulie și păi dacă nu l-ați lăsat să vorbească, domnule, tot până la sfârșit, cum să nu? Ce să mai înțelegi? Bun, ok. Domnul Dobrescu, sunteți mulțumit de răspuns? Sunt, dacă să... Da, ok. Se menține luna iulie. Mai luna iulie să mai facem o ședință probabil. Cei doi domni sau să intrăm în ordinea de zi? Ok, mulțumim frumos, domnule. Ziceți, domnul primar. Liber? Mai trebuie discuta ceva? Eu conduc ședința, eu doar am cerut licență. Ok, mulțumesc. Vreau să spun în gură, lăsați oamenii să vorbească. Și asta spuneam. Faptul că vine domnul Badea... Nu mai este secundă. Nu. Domnul Badea a venit invitat, nu era obligat să vină. E un fel de obligație, avea managerul de proiect să... Era directorul orașului. Da, exact, nu directorul orașului, era managerul de proiect, nu directorul orașului. Domnul Dragomir e cel care se ocupă de proiect și monitorizează proiectul. Directorul Raja are 70 de șantiere în țară, Raja. Nu, că directorul de la Oneș nu are decât Oneș. Directorul de la Oneș nu are nicio treabă cu investiția. Întâi trebuie să vă informați fiecare ce atribuțiune are, după aia să faceți reguli. Nu puteți dumneavoastră să chemați pe domnul Bândar, care domnul Bândar se ocupă de furnizarea apei la Oneș, nu de investiții. Manager de proiect este dedicat... Există o cărțulie, cam așa, care se cheamă Codul Administrativ și care, ce să vedeți, spune că la Comisia Economică putem să-i chemăm și în Consiliul Local, putem să-i chemăm pentru lucruri. Pe cine credem noi? Chemați, dar haideți să o primim. Nu vă putea da o informație corectă decât managerul de proiect, care monitorizează proiectul. Gata, înțeles. Gata, haideți să oprim să-i chemăm de ordinea de zi. Mai aveți ceva de zis, domnul Badea, domnul Dragomir? Da, aș vrea totuși să vă aduc și la cunoștință. Am înțeles că a fost problema cu refacerile și cu disconfortul pe care încercăm să-l minimalizăm cât putem noi și cât de repede, bineînțeles, asfaltăm. Cu ajutorul dumneavoastră, a domnilor consilieri, a domnului primar, eu zic că reușim ca în următoarele două săptămâni să ne... să respectăm, să zic, graficul de readucere la stare inițială, respectiv pe cele 8 străzi. Mai mult decât atât, aș vrea să o să primiți și o adresă în acest sens, în care vom aduce la cunoștință că vom propune în următorul program investițional în Onești investiții de peste 27 de milioane de euro. Acum, vă dați seama, nu... este, să zic, mai o valoare mult mai mică față de proiectul menționat de către dumneavoastră, dar eu zic că investițiile care vor urma vor fi tot la fel ca acestea în beneficiu oneștenilor. Mulțumesc, atât am avut. În ce constă investiția asta? Reabilitării de conducte de apă, extindere de conducte de apă, reabilitării și extindere de conducte de canalizare, reabilitarea rezervoarelor de sus de la gospodăria de apă de la Cuciun. Da, un program, am auzit întrebarea care ați adresat-o domnului primar. În programul ăsta este inclus reabilitarea unui singur rezervor de apă din 6 de la de sus de la Cuciun. Pentru că a fost investiția foarte, foarte mare. Acum, în noul program, încercăm și vom reuși să reabilităm restul rezervorului de la Cuciun. Eu nu mă ascund în spatele și nici în informații false. Oneștiu va mai trece printr-o situație asemănătoare, probabil într-unul, doi ani, ceea ce se întâmplă acum. Acum s-au înlocuit o parte din rețele, în următorul proiect investițional se va reabilita, se vor înlocui și restul. La finalul celui de-al doilea program, Oneștiu va fi în topul localităților din România ca și sistem de apă și canalizare. Se lucrează acum în rit susținut la stația de captare, vom avea a doua sursă de apă, stația de epurare este gata, nu riscăm amenzi, ceea ce am fi riscat dacă nu se făcea stație de captare. Nu mă ascund să spun dacă va trebui lucrările să înceapă cu două luni înainte de campania electorală, cu două luni vor începe, nu vreau să fiu primar pe viață, nu vreau să fac cum a făcut fosta administrație. Și nu mă ascund, domnul este aici, poate să confirme cât i-am piedicat cu cadastrările să pornească, să nu înceapă înainte de campania electorală. Pe motiv că nu sunt bani.
bani, adică 80.000 de lei trebuiau, s-a motivat că nu sunt bani, doamna Angel. Era de noaptea minții. Dacă eu eram primar în perioada respectivă, băgam mâna în buzunar și donam la primărie 80.000 de lei. Să motivez că nu sunt 80.000 de lei, să nu faci cadastrările, să întârzi lucrările pentru a nu începe în timpul campaniei electorale să creezi disconfort, mi se pare o mare bătaie de joc la adresa comunității noastre. Încă o dată spun, cu tot riscul, nu vreau să fiu primar pe viață, dar... Cum? Când mi-ați dat 1,5 milioane de euro din Mario Mișteni... Cui am dat 1,5 milioane? Când a fost administrația, atunci cum a fost? Nu știu despre ce vorbiți. Păi eu știu. Și știu și nu. Haideți să trecem peste partea. Nu, doar lăsați-mă să termin ideea. Încă o dată spun. Va exista un al doilea proiect cu riscul de a se crea în continuare un alt disconfort. Voi fi mai atent. Am și discutat treaba asta. Voi merge personal în teren să stabilim rețelele. Pentru că îmi asum. Au fost și s-au făcut multe și din birou. S-au scos extrasele de carte funciară, s-au fost pe repede înainte, riscau să pierde finanțarea pentru că erau încurcați, pentru că nu se făcuseră cadastrările în timp real și s-au făcut cu o foarte mare întârziere. Când după ce am intrat primar, am făcut pe dracu în patru să reușim să facem cadastrările urgente, le-am făcut proiectele, au fost rupte în mai multe bucăți, TCR-ul a început mai târziu, că nu erau cadastre. Probleme au fost multe, așa, din spatele unei tastaturi, toți sunt specialiști, dar prin ce trecem nimeni nu înțelege și cât efort depunem să fie cât mai mic disconfortul și mai bine pentru comunitate. Facem asfaltări. Mulți întreabă de ce nu asfaltăm gropile spre ajut. Le asfaltăm. Nu a fost o zi în care să poată turna asfalt și utilajele să nu fie în teren. Zile libere. Chemăm oamenii de acasă. Am făcut aceste lucrări, puteam să mă doară, să nu mă doară capul. Zic, nu facem noi reparații. Deci nu turnăm noi asfaltul în urma lucrărilor. Am fi putut impune și treaba asta, dar să reținem că în urma lucrărilor care le-am făcut, cu riscul de a nu face toate lucrările care ar fi trebuit în timp util în oraș, DPP-ul a încheiat anul cu 1,5 milioane cu 1 milion profit și cu 1,5 milioane diminuare de cheltuieli. Aia 1,5 milioane înseamnă tot profit pentru comunitate. Pentru că banii de salarii care ar fi trebuit să-i dăm asfaltatori, toți care s-au ocupat de asfaltare, au intrat în prețul asfaltului care l-am turnat. De asta s-a diminuat. N-am făcut decât să aducem plus valoare Oneștiului, să rămână bani, să facem economii. De asta avem bani și ne putem gestiona la momentul cheltuielile și astăzi avem o suplimentare de 1,2 milioane cu ajustare de preț pe școala numărul 5. E o povară, dar eu zic că suntem foarte chipzuiți și le ducem pe toate la bun sfârșit cu bine. Eu ce fac, fac cu suflet, mă pot uita în ochii oricărui oneștean și pot să îl privesc știind că nu mi-am bătut joc de comunitate. Mulțumesc! Mai sunt alte întrebări? Mulțumim, domnilor, dragă municipală. O să vă mulțumim și noi. Vă mulțumim și noi. O zi bună, continuare. Poate ne urați o vară bună în continuare, să nu mai dăm în grobe. Să mergem și noi. O vară bună, continuare. Ok, haideți să intrăm în ședința noastră. Ordinea de zi cu suplimentările de rigoare este cunoscută de toată lumea? Da. În regulă. O să punem la vot. Cine este pentru? Deci unanimitate. În regulă. Intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Înainte să intrăm în ordinea de zi, o să votăm procesele verbale. Procesul verbal al ședinței ordinare din 30 martie, are cineva vreo obiecție? Îl supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, deci cu unanimitate a trecut. Procesul verbal al ședinței extraordinare din 10 aprilie,
Cine este pentru? Votări împotrivă, abțineri. Și ședința extraordinară din 20 aprilie, procesul verbal, cine este pentru? Votări împotrivă, abțineri. Deci procesele verbale au trecut în unanimitate. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2040. Inițiator Nicu Victor Laurențiu, primar. Ați spus 2024. Mă iertați, dar sunt diversat. Vă rog, domnul secretar, să puteți acuza. Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată de codul fiscal. Sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea 227 pe 2015, care se actualizează prin hotărârile Consiliului Local, conform procedurii stabilite la articolul 491 și se aplică în anul fiscal următor. Conform datelor publicate oficiale din Ministerul Lucrărilor Publice de Sportări și Administrație, rata inflației pentru anul 2022 este de 13,8%. Având în vedere cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Aici avizează doar Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da, da, o întrebare. Aș vrea să întreb pe domnul primar dacă indexarea asta este obligatorie sau se poate trece peste ea. Am văzut la unele UAT-uri că au refuzat să aplice această indexare. Vă rog. Sau domnul secretar. Este obligatoriu, codul fiscal nu lasă loc de interpretare. Da. Indexarea este obligatorie și se bate. Deci nu ține de latitudinea UAT-ului, nu? De latitudinea Consiliului Local ține la asta și toamnă când se aprobă impozitele și taxele, cu anumite marșe de mărire sau micșorare. Dar indexarea este obligatorie. Știți că noi acum, în anul am votat acolo proiectul acela să nu umblăm la taxe în 10 ani. Da? Deci aplicăm doar indexarea. E corect, domnul director? Ce spun? În regulă. Alte întrebări? Puncte de vedere? Nu. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votări împotrivă? Abține? Deci proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru adăugarea hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 09 martie 2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri proprietatea municipiului Onești situate în comuna Cașin, în județul Bacău către Proteria Onești în vederea realizării unui cimitir cu modificările și completările ulterioare. Inițiator de continuare Cresul Laurențiu Lumina. Vă rog, domnul prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 9 martie 2020 s-a aprobat darea în folosință gratuită a unor terenuri proprietatea municipiului Onești, situată în comuna Cașin, județul Bacău, către Proprietăria Onești, în vederea realizării unui cimitir. Prin adresa înaintată de către protopopiatul Onești, se comunică faptul că nu se poate realiza înființarea unui cimitir pe terenurile primite în folosință gratuită, motivat de faptul că acelea sunt străbătute de două conducte magistrale, apă și gaz, pe diagonală, fapt ce nu permite obținerea autorizației de construire. Față de cele arătate, urmează să le liberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Am eu o întrebare, dar nu știu cui să o adresez. Dacă nu se mai face cimitirul acolo, să facem un alt loc sau unde avem există capacitate suficientă? În privința cimitirului la Onești s-a rezolvat problema. Odată cu deschiderea, extinderea cimitirului din satul Catoliu și extinderea cimitirului de la Vărsești, la momentul actual cred că avem undeva la 5.000 de locuri de veci disponibile. Cel puțin 15-20 de ani nu vor mai fi probleme. Mai mult, avem ceva locuri, între timp am descoperit că avem și la cimitirul Red. După ce s-a schimbat administrarea, am descoperit că am cadastrat, am verificat și au apărut și locuri disponibile. Mai ales de când am impus că nu se mai pot da înstrăina. Era o metodă în care zicea, păi eu am cumpărat loc. N-ai cum să cumperi loc. Numai la neamuri de gradul 1 sau 2. Am avut o solicitare și zile trecute. Zic că, păi eu plec din oraș și socrii nu mai
îi mută în mormântul lui mama și dau la o vecină. Nu se poate așa ceva. În momentul în care nu mai plătește acea taxă simbolică de 50 de lei, parcă la 7 ani. 50. 50 de lei la 7 ani, care am stabilit-o împreună. După 7 ani locul rămâne disponibil, se face ce trebuie făcut și se predă altei persoane în moment cu certificatul, în baza certificatului de deces. Adică cimitirile primăriei, inclusiv cimitirul care este în administrarea protoierii, regulile sunt clare. Nu se înstrăinează, se dau numai, nu se dau în avans locurile, nu se înstrăinează, nu sunt proprietatea nimănui și se repartizează doar în baza certificatului de deces. Erau când s-au, înainte să deschidă, erau cred că vreo 800 de cereri la, pentru cimitirul din satul Catolic. Am stat de vorbă cu părintele Protopop și am căzut de acord să meargă pe aceleași reguli ca și cimitirul Oneștiului. Tot 50 de lei taxă, tot 25 de lei săpatul gropii. Zic eu că nu cred că există în România vreo localitate în care să fie taxa de, pentru 7 ani 50 de lei și să facă gropii 25 de lei. Dar avem locuri, nu mai sunt probleme. În schimb, o să fie un punct în care solicită să facă un monument pe terenul respectiv și un parc, tot protoieria, în memoria ostașilor căzuți. Aici vreau să intrăm în amănânt, dar ori ziceți acum, ori atunci, că și noi la comisie am discutat și nu ne-a fost clar. Da, fără să construiesc, nu știu cât e de clar, nu am uitat pe proiect, dar ăsta este scopul pentru construirea unui monument. Un hectar și ceva? Și un parc. Pentru că acolo nu se poate construi nimic. Sunt conducte, nu se poate construi. Pe bucățica care se poate construi, se va construi un monument, iar restul se va pune copaci, băncuțe, alei, un părculeț. Oricum altceva nu avem ce face cu el. Nu putem face o construcție. Un teren intravilan acolo, am înțeles. Da, dar nu se poate, dar este conductă. Da. Te limita 50 de metri sau parte 50 de metri, are zone de protecție. Terenul cimitirului, e bucățica care se poate construi, se va face un monument în memoria tuturor soldaților căzuți pe spre, au fost foarte multe bătălii spre cașe, mă duc. Adică pe terenul unde vreau să facem cimitir. Se va face parcul de care ziceți dumneavoastră. Ok, continuăm. Asta, se va face un monument istoric în memoria soldaților căzuți pe toată valea Oituzului și Cașin, că nu, oricum nu aveam ce să facem cu el, nu era pretabil pentru altceva, fiind doar puteam pune porumb. Panou voltaje. Sau voltaje. Luțernă. Panou voltaje, nu suntem? Panou voltaje. Aici avem un proiect de 29 de milioane de pus, așteptăm din clipă în clipă să primim finanțarea, la care avem cofinanțare 5.700.000. Eu cred că vom și reuși, avem jumătate de hectare de panouri și toate instituțiile, școli, grădinițe se vor monta panouri, pompe pe fotovoltaici, unul din cele mai mari proiecte depuse din România. Va fi o povară pentru noi, că dacă ni se acceptă, sunt șanse mari să avem și termen de realizare 31 decembrie 2023. Sperăm să fie o derogare, că e contra cronometru. Dar dacă se va întâmpla treaba asta, Doamne ajută, vom avea cumva independență energetică la Onești, într-un procent foarte mare, atât pe iluminat public, cât și pe instituții. De regulă, mulțumim. Deci supunem la vot proiectul 2. Mai e vreo intervenție? Cine este pentru? Votul împotriva, abțineri, la fel unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordul municipiului Onești pentru efectuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare asupra unui spațiu comercial, proprietatea municipiului Onești, situat în interiorul pieței agroalimentare, strada Cașinului numărul 2, municipiului Județ Bacău, inițiator domnul primar la Onești. Domnul secretar, este la fel de aprobare. Prin adresa înaintată de Roger SRR, solicită acordul municipiului Onești conform clauzelor contractuale pentru a realiza lucrări de modernizare și reabilitare spațiu comercial care l-a închiriat în interiorul pieței agroalimentare. Ca să vedem ce le-a arătat, urmează să deliberați aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru, votul împotrivă, abțineri,
La fel, proiectul a trecut cu unanimitate de hotărâri. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile, teren și construcții aferente, proprietatea publică a municipiului Onești, situată în municipiul Onești, strada Retului, numărul 132, județul Bacău, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău solicită atribuirea în folosință gratuită a unui teren și imobile aferente ce aparțin municipiului Onești, situat în strada Retului, numărul 132, județul Bacău, în vederea pregătirii continuă și susținută a efectivelor încadrate în instituția lor. Ținând seama de cele menționate, propunem că analiză și proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Este vorba de terenul fostului poligon. Da. Este vorba de o parte din terenul fostului poligon. El a fost dat în folosință până la expirat contractul. Da, a fost tot terenul, acum l-am desmembrat, l-am, și le dăm o parte din teren care efectiv le este necesar. Diferența va fi curs construcției dacă vom găsi vreo finanțare. De exemplu, am fost în situația să mai construim o creșă și n-am avut unde să construim. Am fost în situația când am trebuit să aprobăm blocurile, dacă am fi avut terenul respectiv, dar la vremea era încă în folosință dat pompierilor, am fi construit acolo cele două blocuri. Oneștiul stă extrem de rău la capitolul terenuri. Avem 250 de dosare de retrocedări încă în arhivele noastre, neavând de unde să le dăm terenuri respective. De asta am și desmembrat, le dăm doar partea care au într-adevăr nevoie pentru antrenamente, restul păstrăm pentru o eventuală investiție de gen blocuri, creșe, grădinițe, nu știu ce nevoi vom mai avea. În regulă, mulțumesc. Alte discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votări împotrivă, abțineri? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiectul hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui teren proprietate privată a municipiului Onești, situat în comuna Caș, în județul Bacău. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Arhiepiscopia Română și Bacăului, prin Protecțiatul Onești, solicită atribuirea folosință gratuită a unui teren ce aparține în municipiului Onești, toată fiind de la Mirsești, comuna Caș, în vederea construirii unei capele, a unei parte eclesial, și a unui monument al eroilor. Mișcionei deține proprietate privată pe terenul în frază de 1671 metri pătrați, situată în punctul amintirii. Față de cele arătate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuție pe marginea proiectului, în afară ce ne-ați explicat, pentru care mulțumim, doamna. Vă rog, doamna Băieneță. Am niște nelămuriri pentru că a apărut acolo formularea parc eclesial și am căutat peste tot. Nu există formularea asta pentru ceva. Există formularea de așezământ de eclesial care are un caracter social-filantropic pentru ajutorarea celor aflați în nevoi. De aceea aș vrea să mă lămurească cineva la ce s-a gândit cel care a făcut formularea de parc eclesial. Pentru că ce destinație are? Acum înțelegem. Capela pentru ce este? Monument. Monumentul pentru ce este? Capela în parcul acesta eclesial. Deci, dacă cineva care să mă lămurească... Să chiar pentru doamnă președinte. Eclesial nu există. Sunt chiar la biserici, doamnă. Da, nu știu, o să solicităm și noi de la formulare. Da, adică e o formulare care nu știu.
ce vrea să însemne. De asta spune lămurit aici. Eu v-am spus, înainte de promovarea proiectului, am avut o discuție cu părintele protocol și asta, pentru asta solicitat, pentru o capelă de rugăciune foarte mică, acum nu vă închipuiți că e o capelă mortoară. O mică capelă pentru rugăciune. Te oprești acolo, intră, prinde o lumânare, treci mai departe și monumentul și un părculeț. Asta e eclesial sau neeclesial, era vorba de un părculeț cu băncuțe, cu copăcei, să stai la umbră, dacă vrei să faci o... Dacă asta e destinația... Păi părculețul, am înțeles că vrea să facă livada acolo, nu? Dar ai 50 de metri într-o parte, 50 de metri în este parte. Este un normativ, va trebui să meargă la transgas, să ceară normativ, se pot diminua distanțele în funcție de necesitate. O să fac doar aici și merg ușor. În regulă. Alte intervenții? Doamna Dojdeț, sunteți lămurită? Da, eu nu sunt lămurită, pentru că formularea asta, de exemplu, nu există, de parc eclesiat. V-a spus așezământ eclesiat, care are scop social filantropic, da. Și asta este o misiune a Bisericii Creștine Ortodoxe, de a face așezămente. Și chiar s-au făcut câteva în județul Bacău. Haideți să facem un amendament, să scoatem eclesial din el și rămâne mare. Denumirea este doar în referatul de aprobare. În proiectul hotărârii nu apare, deci nu vă cer. Așa, doar ca titlu informativ, o să solicităm protocolul. Trebuie să ne dea acea definiție să ne explice. Nu, dar putem scoate denumirea de eclesial și rămâne parc. Și aprobăm parc și a terminat povestea. Dar, mă scuzați, dar în adresa protooperiei scrie acolo, da, unei livade de pom. Dumneavoastră deci ați râs, dar livadă de pom scrie acolo, nu? Spune livadă de pom. Scrie acolo pentru amenajarea unei livede de, livede de pom fructifer. Scrie clar acolo. Nu de adresa adevăr, în adresa Deci, exact așa. Nu e exclus. Ați râs de mine, vă spun. Da, nu am nimic împotrivă. Fructele sunt bune. Protoieria are și cantină socială. Știu, da, da, da. Și dă în fiecare zi fructe la cantina socială. Corect. Dacă va pune mere acolo și le va da, nu le vor lua niciun preot acasă, se vor duce cel mai sigur către donații. Corect. Păi, nu-i luăm un preot prin persoană fizică, da. Păi atunci înseamnă că ăsta e scopul, să dacă produc, a trecut livad... Precum și amenajarea unui... Și parc. Deci, deci parc băcuțe, și parcul și livad. Pe 2 hectare și ceva nu face parc, pe 2 hectare. Cum? 2 hectare și ceva nu face parc. 21.000 de metri. Scrie că și parc și livad. Așa scrie. Schimbarea destinației terenului, da? Parc, monument al de eroilor, precum și amenajarea unei livade de pom fructifer. Ori e mai frumos un parc decât un cimitir, dar... Da, da, e necesar și unul, sunt necesare și unul și ceva. Ca să lămurim un aspect, dacă permiteți, articolul 1 prevede clar. Se aprobă darea folosință gratuită pentru protoieria miștea de suprafețe de teren de 29.671 metri pătrați. Acum, că protoieria pe o durată de 30 de ani, situată în punctul așa mai departe. Va face că o livadă în parcul, fie și eclesial sau neeclesial, nu știu ce înseamnă, îl va gestiona și îl va face proprietaria. Personal, eu am toată crederea că îl va gestiona bine, cu sufletul și bine, pentru că altfel nu solicitau. Intențiile voastre au fost tot alte, facem un cimitir, dar dacă nu s-a putut, facem ce se poate. Sau chiar nu are niciun interes să... Nu poate fi folosit la nimic altceva, cealaltă, adică 2 hectare și ceva. O bucată din teren, să, pe o bucată din teren să se facă ceea ce își propune protoieria să facă și să putem și noi, 2 hectare și ceva, totuși, îmi pare foarte mult, ca și teren. În condițiile care ne plânge, că ne-am pentru acel teren nu a fost nicio solicitare pentru construcția.
de la niciun operator economic sau orice societate care ar avea vreun interes să construiască sau să facă ceva acolo, din prisma acelor conducte magistrale care trec. Atât Transgazul cât și... Nu se poate face nimic, doar ceva... Terenul este alipit, principi terenul a fost cumpărat. Acum să facem o dezmembrare pe niște presupuneri, trebuie să investim niște bani... Mulțumim, domnul Moran, pentru răspuns. Da, mulțumim. Alte discuții, alte intervenții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, la fel ca și până acum unanimitate. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului legal de uz și servitude asupra unui suprafețe de teren aparținând municipiului Ionuș, județul Bacău. La fel, inițiator, domnul primar, Laurențiu Nepina. Prin adresa mea îndată de 10 de transcript, se solicită acordarea dreptului de uși servitute asupra unei suprafețe de teren aparține municipiului Ionești pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în valoarea realizării de lucrări specifice în municipiul Ionești. Față de cele arătate, urmează să se deliberează să aprobați proiectul reforma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Ok. În regulă, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. La fel, unanimitate. Proiectul a trecut. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei camere în suprafață de 17,4 metri pătrați din imobilul situat în strada Victor Vladeș, numărul 1, etajul municipiului Ionești, către Partidul Forța Dreapta. Inițiator, domnul primar de la Laurențiu Nepina. Domnul secretar, vă rog. S-a înaintat Partidul Forța Dreptă, solicită acordarea unui spațiu în strada Victor Vladeș, numărul 1, municipiul Ionești, județul Bacău, cu destinația sediului partidului politic. Tot din punctul de vedere legal, autoritățile administrației publice locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor, precum și terenurile aferente, până cererea motivată acceptă. Dar față de cele arătate, urmează să analizați, să deliberați. Mulțumesc. Comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Martin. Domnul Martin, domnul Martin, domnul constatare, mă spuneți că nu avem ce reprezenta așa din sală respectivului. Da. Aveți întrebări? Din dreptul este unul. Ok, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Stați, nu un pic. 2. Ok. Am văzut. Votul împotrivă? Abțineri? Deci 6 abțineri? În regulă. Proiectul a trecut. Da? Cu 6 abțineri. Și zice votul pentru. Dar de ce nu dați șansa tuturor partidelor să nu se iubi? Mai ales cu partidul așa mare. Acum să fim cinstit un partid care are cu doamna Violeta Alexandru chiar merită. Dacă nu, puteți intra dumneavoastră. La viitorul nostru. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Ionești a unor mijloace fixe și obiecte inventare în vederea scoaterii din funcțiune și evidență casării și valorificării. Inițiator, domnul primar, Laurențiu Nepina. Având în vedere propunerea de casare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar aumentare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu mai contractul din obiectul Bacău, se propune spre analiză și aprobare proiectul în forma propusă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Da, vă rog, domnule. Aș vrea să întreb și eu comisia asta dacă mi se pare ciudat, dacă nu dubios, să casezi niște țeavă rectangulare, niște chestii de astea. Țeavă rectangulare se casează? Chiar adică a fost pusă în magazin nou și acum se casează? Cum? La fierbe. Dar e uzută, 100% s-a uzat țeava aia? Dar fermul casatul. Păi normal că nu știu ce înseamnă să casez. Știu ce înseamnă să casez. După timp, haideți să nu... Știu ce înseamnă să casez, dar
Casez țeavă rectangulară din magazin nouă. Pentru ce a fost achiziționat atunci? Mai nouă. Bine. Dacă nu-i folosită? Păi folosită nu e, că altfel nu intra. Era ca deșeu. Dar n-a zis gard de țeavă rectangulară. A fost țeavă. Și am alt, diluant, chestii de astea. Diluantul are termene limitate, adică. Da, uite aici. Da, mă rog, mi-a sărit în noi chestiile astea. Sunt și alte deci, chestii. Deci aceste mare majoritate a bunurilor de la pompier nu sunt nici obiecte de inventar, nici mijloace fixe, au fost consumabile. Au fost introduse eronat în evidențe. Diluantul, de exemplu, vă zic, data de intrare în evidența contabilă e 2014. Sau 2012, ceva de genul ăsta. Deci, practic, am rămas agățați cu acest cu anumite bunuri în evidența contabilă și... Care mai sunt, de fapt. Deci, da. Fizic nu mai există. Nu mai sunt. Mai degrabă o descătare. Păi nu are cum atâta timp cât datele administrate trebuiau preluate și casate. Adică le-au intrat fizic, să înțeleg. Da. La un moment dat. Nu le-au folosit. Sau le-au folosit. Nu, că dacă le foloseau, aveau alte documente. Și acum le casează. Nu le-au scăzut când le-au folosit. E legată exprimarea dumneavoastră, domnule, corect. În regulă. Nu au fost niciodată. 280 de metri, deci nu e 4 metri de țeavă. Da. Lasă-le, domnule. Pe o gardă. Unde-i gardă? Da, văd da, aici, 30-20 cu 1,5. Domnul Popre, unde ați găsit în bază de cărcuri, citești și nu găsești? În lista aia de casare. Cererul, mai jos, mai jos. În lista de casare. Dar cum s-au achiziționat aceste materiale și cum au intrat în posesie? De la să există o letrare de necesitate, adică trebuiau folosite la ceva. Nu scrie. Nu poți să achiziționate sau când au fost achiziționate. Doar să scoatem o fișa mijlocului fix și să vă spun pe fiecare parte, altfel nu pot să vă spun pe de rost acum. Dar prin memorie, ce pot spune să nu greșesc, a fost urmat sau chiar voi solicitări de la inspectorată pentru situații de urgență, pentru anumite materiale, pentru a face mai departe un turn de antrenament, au mai multe din aceste obstacole, probabil și bar, ele au fost achiziționate pe bugetul local, pe primărie, date folosință gratuită către pompieri, pentru inspectorată pentru situații cu cei de aici. Au ajuns la un termen de casare. Există, au fost folosite, nu au fost folosite, urmează comisia de inventariere să meargă pe teren și să le verifice. La momentul casării. În urma hotărârii dumneavoastră, există la nivelul primăriei o comisie de casare și se vadă ce este. Acum, sunt considerat dumneavoastră. Cazul acesta, că noi să ne obținem. Da. De regulă, alte intervenții? Ok, să punem la vot cine este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri, 3 abțineri. Deci sunt 3 abțineri și restul voturi pentru. Proiectul următor, proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor bunuri mobile, proprietatea publică, în puncte administrative și trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar, Victor Valențiu Neghină. Vă rog, domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 11 din 14.02.2008 au fost scoase din funcțiune în număr de 7 posturi speciale de protecție civilă. În vederea gestionării mai eficiente acestora, se propune schimbarea destinației și trecerea în domeniul privat al municipiului Ionești. Față de cele arătate, urmează deliberat să aprobați proiectul de hotărâre aprobat prezentat. Mulțumesc. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Zarzu. Am o întrebare dacă ne puteți spune la ce v-ați gândit ca și schimbarea destinației acestor spații. La ce anume doriți să le folosiți pe viitor. Puncte administrative. Și administrative. Ce se poate face cu ele. Închiriate. Ele nu pot fi folosite. Nu corespund să fie adăposturi. Ala.
zburături, față. Da, boxele oamenilor. Da, da, cine vrea să le folosească, o licitație publică, închiriat. În regulă, alte intervenții? Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abținem, cu unanimitate proiectul a trecut, sănătate. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești. Domnul secretar, referatul de aprobare de opinie. Potrivit codului administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, dar în administrare, concesionarea sau închiderea în orice aparține de domeniul public sau privat al Ionești. Hotărâri de consiliu anterior au fost atribuite sub forma concesiunii, situație de terenuri. Ținând seama de solicitările registrate la primăria Ionești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, se pune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Domnul Lucina, spunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abțineri. La fel, unanimitate. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării de către municipiul Ionești a competiției de gimnastică cu Panaghia Comănici, ediția 8-a. Inițiator, domnul primar Victor Laurențiu Lăcină. Domnul secretar, în acest an, Clubul Sportiv Municipal Ionești împlinește 50 de ani de activitate prestigioasă, în cadrul căreia s-au realizat numeroase performanțe sportive. Cupa Nadia Comănici este un concurs în parteneriat cu Fundația Nadia Comănici. Anul acesta a ajuns la cea de-a noua ediție și care are participanți sportivi cu vârsta cuprinsă de 9 și 12 ani din peste 10 cluburi de România, prin un concurs de verificare înaintea campionatelor naționale de gimnastică. Competiția de gimnastică cu Banan de Apomanese se desfășoară în sala polivalentă în perioada 18-20 mai 2023, iar o parte din bugetul necesar desfășurării acestui eveniment sportiv va fi alocat din bugetul municipiului Ionești. Având în vedere cele menționate, se pune în analiză și aprobarea Consiliului Local, proiectul de hotărâre formal prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt discuții, spunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține, la fel de unanimitate. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Inițiator, Nechină Victor Laurențiu Primar. Domnul secretar, având în vedere necesitățile financiare pentru desfășurarea în bune condiții a proiectului de management integrat al deșeului de județul Bacău și posibilitatea de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită diferențiată. Având în vedere rolul pe care îl are municipiul Ionești în ceea ce privește achiziții de asociații, pentru pregătirea și aprobarea programelor de reabilitare, extindere și de modernizare a sistemului de utilități publice existent, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și programelor de protecție a mediului, supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, abuzând, vă rog. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține. La fel, cu unanimitate trecut proiectul. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 16/46300 din 5 noiembrie 2009 în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. Inițiator, Nechină Victor Laurențiu Primar. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, prin care se aduce la cunoștință faptul că numai controlul analizei cele asociații cu obiectiv de ridicare a respectării modului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare de apă și canalizare s-a discutat ca măsură la ridicarea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare și canalizare numărul 16/46300 din 5 ianuarie 2009. Mulțumesc.
comisiile, comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Am văzut că se dau niște modificări ale contractului. Ok, să punem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc, a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării propuse de către compania Romprest Services A, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015, inițiator domnul primar Laurențiu Medina. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere desfășurarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale, încheiat de 10 luni de servicii SA și Adis Bacău, OATI Onești Primul Adis Bacău din 2009 și adresa mai primită de către Adis Bacău cu privire la respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către această societate, prin faptul că a transmis documente cu depășirea termenului prevăzut la articolul 28 alineat de 3 din legea serviciilor de salubrizare a localității, s-o pune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre urmă prezentat. Mulțumesc. Avizele comisiilor, comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Atunci o să vă rog, domnul primar, dacă ne puteți lămuri pe acest proiect. Mai în la minut, ar fi perfect. Ok, domnul secretar. Nu-i cu prețul pe care noi am luat. Deci, Romprest, spuneți, doamna Nușcă. A venit cu anumitat spre Adis documentația pentru modificarea tarifelor și probabil că i s-au cerut niște completări suplimentare. Ei au venit mai târziu de cele 30 de zile prevăzute legal și atunci Adisul nu le-a mai luat în considerare completările și le-au respins cererea. Dar astăzi am vorbit cu domnul Covac și am înțeles că au revenit cu toată documentația. Probabil că vom primi în zilele următoare modificările la tarife. Cert este că noi am avut o aprobare într-o ședință când am aprobat o parte dintre tarife. Am primit astăzi că până la urmă trecut, 12 au fost împotriva. Noi am fost între cei împotrivă, pentru că nu puteam aproba parțial. Ori era da, ori nu. Nefiind neaprobând tarifele respective, eu la mai departe am pus hotărârea de Consiliu și am spus, am specificat jos, conform am spus, nici nu știu dacă am scris da sau nu pe ea, am scris doar notă în buletinul de vot, că suntem parțial de acord cu tarifele, așa cum s-a aprobat și anexăm hotărârea de Consiliu. Ei au considerat-o cam votat împotrivă, au fost 12 voturi împotrivă, ce am văzut când a trimis adresa, 3 abțineri și 79 pentru, ceva de genul. Până la urmă au trecut prețurile cum le-au propus, cu noi împotrivă. Votul nostru s-a considerat nici da, nici nu, s-a considerat nu, nefiind fiind doar parțial aprobat. S-a trecut la voturi împotrivă. S-a trecut prețul lor. Cum era de așteptat. Tarifele de la ICOSUD, e vorba de tarifele de la ICOSUD. Da, acele creșteri, scăderi, probabil aceeași procedură se va întâmpla și cu tarifele de program. Deci urmează probabil să primim adrese de la ADIS cu tot... Deocamdată suntem în fața acestui proiect, prin care ADIS-ul ne-a solicitat respingerea. Noi trebuie să le trimitem locul nostru cu hotărârea asta. Da, în regulă. Alte discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru respingere. Pentru respingere. Da. Votul împotrivă? Abținem? La fel, unanimitate. Proiectul 15 o să lăsăm la urmă. Este proiectul de diverse. Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației poligonului de tragere în teren proprietate publică a municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar Laurențiu Medina. Vă rog, domnul secretar. Conform codului administrativ, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrative teritoriale, se întâmplă ce este actualizat de o comisie special constituită, conducerea la obiectivul de
altă persoană puternicită, ori de altă persoană puternicită să iubește atribuțiile respective. Comisia astfel constituită, analizând propunerea de modificare și completare a inventarului de drept public, a constatat la poziția 2.141, figurează poligonul de tragere în starea rezoluției. În cont de faptul că poligonul nu este autorizat pentru a avea această funcțiune, conform prevederilor legale, presupuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre aprobat prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor, vă rog, Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Mulțumesc, Comisia numărul 4. Aviz favorabil și Comisia 4. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă, abțineri. La fel, deci proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2023, în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri, tipanele din municipiul Amiști. Inițiator, domnul primar, la Renție Victor Neghen. Domnul secretar, vă rog. Având urmarea faptului că la momentul actual se dispune de locuințe anile, este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Specială de Analiză a Cerurilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor pentru tineri, locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, locuințelor de colocativ de stat, a procedat la modificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Iași, stabilind listele solicitanților de locuințe anile care îndeplinesc condițiile necesare atribuirii unor noi locuințe. Având în vedere cele menționate, supunem și analiză și aprobare și proiectul vorba prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține. La fel, proiectul 17 cu unanimitate. Proiectul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 din anul 2023 în vederea repartizării prin închiriere a camerelor de locuit situate în imobilul din strada Libertății numărul 1 din municipiul Amiști. Inițiator, Mulțumesc, Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, referatul de aprobare, vă rog. Urmarea modernizării parterului de la imobilul situat în strada Libertății 1 din municipiul Amiști, în legea asigurării condițiilor de locuit prevăzute de legea locuinței 114/96 și a solicitărilor chiriașilor din strada Libertății 1, titularii contractelor de închiriere în vigoare, s-a procedat la verificarea dosarelor acestora, întocmindu-se lista de prioritate numărul 1 pe anul 2023, în vederea atribuirii camerelor de locuit situate în imobilul din strada Libertății 1 în municipiul Amiști pentru persoane cu risc special. Având în vedere cele menționate, supunem că analiză și aprobare proiectul de hotărâre a format prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, aviză, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. La fel, unanimitate de vot. Proiectul numărul 19. Aici am înțeles că e vot secret, ca buletinul de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al domeniului public și privat Onești S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local Onești și acționar unic municipiul Onești. Inițiator, Neghinu Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Sece domeniul public și privat Onești S.A. ne aduce la cunoștință încetarea mandatului de administrator al domnului Paris Ion Ion. Membru Consiliului de Administrație al Societății. Totodată, societatea solicită declanșarea procedurilor de selecție pentru numirea unui nou administrator care să fie absolvent la unui program de studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență în domeniul juridic sau tehnic. Tot în considerare necesitatea declanșării procedurilor de selecție, în vederea ocupării postului bancar, în membru Consiliului de Administrație al Societății Public și Privat de Stat, aprobarea conținutului scrisorii de așteptări privind stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și condițiile ale societății, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local Onești și acționat unic municipiul Onești, precum și a constituirii unei comisii de selecție pentru selecția candidaților pentru postul de membru Consiliului de Administrație, având ca autoritate Consiliul Local și acționat unic municipiul Onești și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție. Având în vedere cele menționate, supunem la aprobare
planul și aprobarea Consiliului Local, proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele Comisiilor 1 și 4, vă rog. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil și Comisia 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu e nimeni, am eu niște întrebări. În cadrul mai larg. Noi, consilieri locali, suntem membri în adunarea în AGA DPP, da? În adunarea generală a acționarilor. Acolo reprezentăm municipiul Onești. Ar fi normal că atunci când merg să votez în AGA să am un mandat, da, de consiliu local. Exact cum merge reprezentantul municipiului Onești în speță primarul la Adise. Da? Și votează cu baza unui mandat. De câte ori am fost în adunarea în AGA, nu am avut niciun mandat. A trebuit să fac cum cred eu. Legat, a trebuit să am un mandat. Este corect ce vă zic, domnul secretar. Asta înseamnă, ca să traduc, asta înseamnă contractele de mandat, da? Și toate celelalte trebuie întâi votate de... Trebuie întâi votate de Consiliul Local, da? Și avea după aceea votate în AGA. Mai există problema voturilor diferite din punct de vedere legal. În Consiliul Local s-a votat într-un fel rezultatul prezentat de comisie, prelungirea celor două mandate, în AGA am avut alt număr de voturi. Dacă vrea domnul secretar să-mi răspundă, dacă nu, domnul Andronache. Aș avea rugăminte, da, o să vă exprim o nemulțumire personală. Vă rog. Aș avea rugămintea ca în momentul în care prezentați un raționament, în mijlocul căruia puneți o întrebare și spuneți corect, că răspunsul colegilor din încăpere este negativ, să nu continuați raționamentul de la premisa că întrebarea are un răspuns afirmativ. E corect ce spuneți, dar n-am văzut avizul negativ. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Ați primit, întrebați pe domnul secretar încă o dată, raportat la corectitudinea necesității emiterii unui mandat din partea, Reformulez. UAT-ului și atunci continuați cu raționamentul pe care îl urmărim și noi până la capăt. De regulă, mulțumesc. Aveți dreptate, sunt de acord. Domnul secretar? Da, în opinia mea nu este necesar un mandat din partea Consiliului Local. Există o hotărâre la începutul mandatului dumneavoastră de consilieri în care ați fost mandatați să faceți parte din adunarea generală a acționarilor. Situația juridică într-o societate, diferită de o adunare ADIS, din punct de vedere juridic. Acum, sigur, legea ordonanța 109 2019, care stabilește aceste, care reglementează aceste întreprinderi individuale, are o serie întreagă de anomalii vis-a-vis la modul de funcționare al societăților și modul de reprezentare al consiliilor locale, al municipiului Onești prin Consiliul Local. Pentru că codul administrativ și vechea legea 2015 stabilea clar. Se face prin, deci reprezentarea într-o societate comercială se face prin Consiliul Local. Dar nu am mai spus cu și ce. Vreau să vă spun că la început, așa cum am interpretat noi legea, vorbesc la începutul, la apariția legii 2011-2012 ulterior, exista o singură reprezentant de semnat din Consiliul Local în AGA. Deci vă dați seama, acea reprezentant era AGA. Ulterior, după mai multe discuții, după mai multe, consultări și juridice, și administrative, și politice, și cum vreau să spuneți, s-a ajuns la concluzia, oarecum corectă, că e bine să fie tot Consiliul Local, mai puțin pe excepția viceprimarului, care se află în stare din incompatibilitate și nu poate fi reprezentat. Și atunci, din punctul meu de vedere, există o adunare generală reprezentată de către Consiliul Local, aveți acest mandat dat tot de Consiliul Local de dumneavoastră, chiar acolo în AVA se urmează procedurile prevăzute de legea 31 și ordonanța 109. Sau 109 completată cu legea 31 a societăților comerciale. Eu, dacă să nu greșesc, înțeleg că dumneavoastră vezi pentru fiecare adunare generală să primiți un mandat de partea personală de cum veți vota acolo, sau dacă am înțeles o greșită. Sau de reprezentat, aveți o hotărâre, există o hotărâre de Consiliul Local,
la începutul mandatului, prin care sunteți mandatat să faceți parte din ALBA. Iar, repet, procedurile de acolo sunt cele stabilite de lege. Ordonanța 109, completată cu legea 31. Nu știu dacă m-a făcut, doar eu asta am înțeles. În regulă, mulțumesc. Alte discuții? Vă rog, domnule. Da, este vot secret motivat de faptul că există și membrii comisiei. La articolul 3 sunt și membrii comisiei. Votul la persoană, în mod normal, eu am mai spus așa, dar trebuie să rămâne la latitudinea dumneavoastră. Eu doar recomand, ca să nu fie discuții, să fie vot secret. Dar nu am nimic împotrivă, n-am înțeles inițial funcționamentul votului secret. Am văzut că a spus aici din domeniul juridic sau din tehnic. Este doar în ceea ce m-a spus și colega mea, urmează etapa a doua anunțuri și anunțul de selecție care va duce tot prin Consiliul Local și acolo vor fi desemnate. Aici a fost doar solicitarea de pe societatea. Am înțeles. Și noi aprobăm. În regulă, mulțumesc. Mai sunt intervenții? Trecem la vot? Ok, haideți să nu votăm. Domnul Dumnezeu, nu mi-a
sărit în cap cu o livadă, că era cu seama unei livade. Da. Acum am văzut, dar nu există decât în cererea lor, aici, în raportul de specialitate, nicăieri. Normal, trebuia scris. Păi normal. Noi am aprobat ce scrie în proiectul de hotărâre. Ce e aia? Dar nu există formularea de parc exclusiv. Ce înseamnă? Păi ce înseamnă? Două bărți și parc exclusiv. Capela? Mă, nu, capela vorba. Când spui eclesial, te gândești la o acțiune socială filantropică. Păi, bătrânge. Am înțeles, de fapt, dacă meri, meri. Corect. Dar parcul ăla... Când aici de-a plecat la Rai, faci o primare pe acolo. Mănânci un măr, vei un raițiu și pleci. Fiecare ședință avem. Nu că orice cuvânt pus aiurea, ca și ei, din mult de trei simtori respectiv. Îți dă un voucher, și treci în pe departe. Știre cu legea la punctul lumânare, știi? Da. Dar să știți că dacă facem parc, e ok, că noi nu cerim să facem parc. Rezultatul votului valabil exprimat de 19. Pentru 19, deci hotărârea a trecut cu unanimitate de voturi. O să întrerupem un pic ședința noastră, pentru că avem pe cineva în sală care vrea să discute cu noi și nu corect să ținem până la sfârșit. În regulă? Vă rog, doamna. Dar dacă puteți acolo să lăsați sau dacă nu, lăsați loc acolo la un microfon, vă rog frumos. Nu, uitați un microfon acolo. Sunt locuitor al Uneștiului de 40 de ani, locuiesc în zona de jos, pe Mărășești 93. Nu mă opine, spune și numele, vă rog frumos. Numele dumneavoastră. Voi cu Divina, în Mărășești 93-3, locuiesc din 89. Am 40 de ani de când locuiesc în Mărășești. E catastrofă acolo, în zona de jos, am înțeles cu gropii, deci din parcare când se iese, din aproape 4-5 luni, am o Skoda Octavia, era groapa încât ne-a spart baia de ulei la Skoda Octavia. Nu vă mai spun că ați făcut parcarea din spate, ați făcut pentru mai multe mașini, nu s-a făcut o logică acolo, când ieșim din parcare, vine mașina din față, dacă vine un nebun din ăsta drogat, te ia pe sus. Păi acolo ați făcut și ați făcut, eu sunt supărat la primar și vă mai... Dar nu înțeleg care e problema. Păi e, da, spuneți. E, pentru că ați făcut parcarea foarte mare, de mai multe mașini, da, dar cum, dacă stau din 89 acolo? Ați eliminat punctul de gunoi, l-ați lăsat numai la vila acolo, vin toți și-și fac nevoile în partea noastră, noi ne chinuim să facem punct cu noi. Da, da, așa este, numai acolo la vila este de gunoi. Toți vin acolo prin spate, mai mare rușinea, toți bărbații care vin la magazinile alea, vin în spate și e nenorocire, ci este, nu mai spun că majoritatea au cățăi acum și nu știu să-și rezolve problemele lor cu cățăi. Problema asociațiilor de proprietari. Deci aveți în orașul ăsta pe Ursoana, care a fost și contabilă la Târgu Trotuș 2 ani și are vreo 20 și ceva de asociații, printre care vreo 11 asociații le cunosc. Nu se poate un bătrân care are o pensie foarte mică, nu discut de mine, să plătească la asociații 2 metri de apă sau 3, aproape 100 de ron, plus majorări, plus... Am citit legea foarte bine, 196/2008. Deci nu se poate un președinte să fie și administrator, și casier, și cu un dosar penal cu suspendare. E ceva de groază. Vreau să faceți și dumneavoastră salariile la cine conduce asociațiile de proprietari, că am făcut edute valori și nu am fost mulțumită. Și să luați măsuri, dacă se poate. Dacă nu, și noi, pensionarii, avem și noi. Vreodată, când mai punem votul, să ne mai gândim de 1000 de ori. Două ori. Era doamna Oprea în sală. Nu, dar așa este. Și mă mai contrazic la ceva, domnul primar. Dar eu n-am spus nimic ca să mă contrazic. Nu, a spus că la cimitir, la Sfântul Nicolae, sau ce spune dumneavoastră, mă pot contrazice. În 2014 mi-a murit un băiat și m-a costat un loc de vot 6000 de euro. Vorbiți de Sfântul Nicolae? Da, da. Sfântul Nicolae nu este cimitirul primăriei. Nu, dar a spus că nu
Bun, dar eu am spus clar, red. Da, și în probleme, stați liniștit. Numai o secundă. Vedeți, când faceți o afirmație, veniți cu dovezi. Da. Numai o secundă. Încă o dată vă spun. S-a schimbat administratorul, de când s-a schimbat administratorul, ne-am impus cumva mai tare să nu se mai tolereze transferurile astea între unul și altul, că existau suspiciuni și informații că se încasau anumite sume de bani pentru transfer. Dar eu vorbesc de cimitirul red acum. Cimitirul Sfântul Nicolae nu este al primăriei. Nu avem nicio treabă cu Sfântul Nicolae. Este foarte mult să dai pe un loc de veci. Încă o dată vă spun, locuri de veci, avem acum undeva la 5.000 de locuri de veci, pentru care trebuie să plătiți doar 50 de lei pentru 7 ani și 25 de lei sau 4 gropii. Dacă există în România așa ceva, tot respectul pentru cine poate un preț mai mic de atât. Dar eu v-am curat să fac mâna în foc, că nu sapă nimeni cu 25 de lei groapa undeva în România. Asta e una. A doua, am să vă răspund domnul președinte și la partea cu asociațiile de proprietari. Prin denumire, și aici o să-l rog și pe domnul președinte, că cunoaște mai bine problemele legate de asociațiile de proprietari decât mine, dar prin denumire, asociația de proprietari înseamnă că șefii asociației de proprietari sunt proprietari. Dumneavoastră, ca și proprietar, oricând puteți schimba președintele. Am spus-o și repet, cea mai mare asociație de proprietari, cea din Mal, unde erau toate blocurile din cartierul Mal, toți spuneau că nu se poate schimba președintele de asociație. S-a demonstrat că s-a schimbat președintele asociației. Puteți să vă... Lăsați-mă să-mi termin ideea și după aia nu v-am întrebat. Toată lumea spune că nu se poate desfința. Ba da, vă puteți desprinde dintr-o asociație să vă faceți asociații de bloc. Vă puteți face asociații de scară. Există în oraș asociații de scară. Vă puneți de acord cu vecinii de pe scara dumneavoastră și vă faceți asociație. Dumneavoastră sunteți singuri în măsură să schimbați președintele asociației. Noi avem organ de control. În urma sesizărilor trimitem și dacă constată organul de control al primăriei că s-a săvârșit o infracțiune, sesizează poliția. Restul doar ca și pot face doar recomandări. Președintele asociației știu că primăria nu-i poate sancționa decât să sesizeze organele legii în speță poliția, dar constată o infracțiune. Dacă constată anumite elemente de organizare care nu sunt chiar, nu zic anormale, dar care ar putea fi îmbunătățite, poate să le dea doar o recomandare. Dacă asociația, cu Consiliul de Administrație sau cu... Există o adunare generală a asociației. Constată că e bine, noi nu le... Organul de control din cadrul primăriei nu poate interveni decât să le dea niște recomandări. Domnul președinte, este mult mai în domeniu decât... cunoaște mult mai bine situațiile de organizare a asociațiilor de proprietari. Sigur că poate lămuri mai bine. Dar dumneavoastră știți acolo cum s-a făcut parcării. Știți că asta e niciodată și foarte multă lumea din sectorul ăla nimic. S-a îmbunătățit acolo. Eu nu știu ce reclamați dumneavoastră, dar mi-e clar ce s-a... Mai trebuie să fie turnat niște ștraifuri, pentru că... Să știți că sunt foarte gospodar sectorul ăla. Am strâns toate pietrele care ar de a lăsat ca după război, am făcut foarte frumos, am obțit... Numai secunde. Noi după ce am reabilitat toate spațiile pietonale din zona de jos, s-a curățat într-o oarecare măsură, după care s-a venit, nu constructorul care pune pavajele, nu pune și pământ din urmă. Din urmă s-a venit cu lucrătorii de la spații verzi, de la DPP și au completat cu pământ. Mai avem de turnat niște mici straifuri care vom veni și le vom turna. Dar sunt alte urgențe, este ordinul priorități. Dacă a spus la începutul ședinței, da, nu știu dacă a spus sau nu, am spus că avem pe fiecare zi, în orice zi în care nu a plouat, noi am turnat asfalt. Este o necesitate și acolo să turnăm acele straifuri. Dar nu le-am considerat prioritatea numărul 1. Avem calea ajutului, gropile, acolo s-a pus pe acele ștraipuri, s-a pus griblură, s-a cilindrat și este funcțional. N-ajung cu roțile în ele neapărat, decât lângă burtura, spre locul de joacă, poate să atingă cu roata, dar e circulabilă. Acum văd că puțin s-a mai... Păi nu, s-a completat. Cum? S-a mai asupat puțin, dar era gropile foarte mari.
Dar nu știu despre ce grob. Unde ești linie continuă? A, de la Raja, spuneți dumneavoastră. La unde lucra... Nu, eu zic, vorbiți de parcarea făcută. Eu discut de groapa unde ieși din parcare, a, în strada principală. Șanțul unde ați dat cu Varia, dați în judecată Raja, nu sunt lungă. Trebuie să vă recuperați pierderea, dați în judecată, vă plătești despăgubiri. Și pe partea cealaltă erau blocurile mari când ieși din Pajura și este linie... Da, noi știm toate blocurile din oraș și... Într-o noapte cineva care vine de la Brașov și nu cu viteze, indiferent dacă... Acum suntem șoferi toți și vă dați seama. Partea aia. Discutăți pe ori întregi până la vila, la sens giratoriu și... Dar ele se completează, dacă ați fost, ăsta a fost motivul invitației. După capacele alea, de lasă descoperi ce le pună țiganii sau nu știu cine alea care sunt și te ducă un copil, se poate duce în profilele alea. Deci dacă le spură țiganii, noi continuu încerc, Doamne, să mă scuși. Dar stai, să mă împingă lucra. Le fură cineva, nu știu ce. Le spune cineva, da? Da, da, știu, de asta v-am zis. Deci sunt canalizările acolo și le lasă descoperite. Dacă cineva spune, noi imediat trimitem și pune capace, dar cum putem? Am făcut public, ai rugat frumos pe locatari. Canalizări sau 5 în sectorul ăla. Fără capac? La momentul ăsta? Nu, dar de exemplu am avut foarte mult timp pus niște prengi acolo. Un copil se duce, lipsă. Eu nu știu, dacă mi-ați spus, nu știu situația asta. Oriunde am cunoscut, oriunde am întâlnit situații de felul ăsta, am căutat să remediem imediat. Dacă noaptea s-a furat capacul, dimineața am făcut tot posibilul să punem capacele. Și se fură continuu capacele, adică nu vă închipuiți. Nu intră în atribuțiile domnului vicepreședinte. La legat de grobe am discutat, dar ați ascultat, am uitat detalii legate de toate. Îmi pare rău că n-am spus dumneavoastră de la început, că am fi discutat și cu cei doi reprezentanți. La partea cu asociația o să vă răspund eu. La doleanța dumneavoastră, singurul lucru care îl puteți face, mă rog, sau pe care eu l-am făcut atunci când am trebuit, faceți o solicitare către departamentul de control să trimită pe cineva la adunarea, când faceți adunarea generală. Păi sunt 3 ani de când mi-am făcut. Nu numai la dumneavoastră, sunt multe. Nu vă grăbiți, domnul Dobos, nu vă grăbiți cu asta, care are dreptate. Pandemia, da, să zicem, la... Nu, lăsați. Nu vă băgați aici. Și înainte aveam femeie și se vizionă. Păi tocmai de asta vă spun. Spune. Este foarte, înainte aveam femeie de servicii. Pe, normal, dacă o normează cine, nu poate să aibă 20 de scări cu 4 ori. Aici, să știți că nu vă poate, aici nu vă poate ajuta nimeni. În schimb, faceți o solicitare către departamentul respectiv al primăriei să trimită, mă uitam după doamna Oprea, dar mai este, să trimită un participant atunci când faceți ședința, când faceți adunarea generală. Indiferent ce rezultat iese la acea adunare generală, dacă rezultatul acela este legal, nu prea are nimeni ce să facă. Mai mult de atâta nu am ce să vă spun, mă înțelegeți? Iarăși reprezentantul primăriei poate să vină și să constate punctual încălcări ale legii. Dar referitor la persoane și la modul de organizare internă este doar la atributul la adunării generale. Și eu cred că dacă faceți ce trebuie, să știți că reprezentantul primăriei la adunarea generală vă ajută. Și noi. Îmi pare rău, dacă știam, am făcut cu doamna de la început, nu-i normal să ținem toate șirile. Haideți să continuăm. Proiectul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Orești la data 31.03.2023, inițiator domnul primar. Domnul secretar, te rog. Conform prevederilor de legea finanțelor publice locale, care precizează faptul că operatorii de credite, cititorii de credite, au obligația de a prezenta ședință publică spre analize și aprobare către autoritățile deliberative, execuția bugetelor, o să comunice pe cele două secțiuni.
cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze cărți restante, iar diferența între suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea deciziilor bugetare directe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele arătate, își punem spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre format de rezultate. Mulțumesc, domnul secretar. Aici doar Comisia 1 avizează. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu am eu o întrebare pentru domnul director, puteți să ziceți cum stăm cu execuția bugetară vis-a-vis de bugetul aprobat? Suntem în grafic. Deci nu sunt diferențe. Mulțumesc. Alte intervenții? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești, al unui bun imobil constituit din teren situat în cadranul municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar, domnul secretar. O să încerc să recuperez din timpul. Obiectul ce face, imobilul ce face obiectul propunerii de apelare în proprietatea publică a municipiului Ionești, al apelării acestea de uși interes public local, este situat în cadranul localității, are categoria de locuință zi și realizează accesul la alte imobile din zonă. Acest imobil a fost inventariat, delimitat și măsurat ca urmare a cererii depuse de persoană juridică, având ca scop obținerea autorizației de construire în vederea executării lucrărilor de menținere lucrări de construire clădirii biroului în strada edificiilor numărul 1A. Având în vedere cele menționate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Mulțumesc. Comisia 1 și Comisia 4, avizez, vă rog. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc că a trecut cu unanimitate. Proiect numărul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 149 din 28 septembrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în faza de documentație de avizare a lucrărilor pentru intervenție. A lucrărilor de intervenții pentru proiectul modernizare infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea Casei de Cultură, municipiul Ionești, județul Bacău și a HCD numărul 120 din 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice în faza dale pentru lucrări de modernizare și dotare Biblioteca Municipală de la Adroset. Inițiator, domnul primar, vă rog, domnul secretar. Având în vedere semnarea contractului de finanțare cu titlul Îmbunătățirea Calității Vieții Populației în orașele mici și mijlocii din România, proiectul Ionești, care cuprinde realizarea două proiecte, și anume proiectul Caracter Social, componenta A, lucrurile de modernizare și urmare Biblioteca Radu Roseti, și proiectul Infrastructura, componenta B, modernizarea infrastructurii din zona de Zon, strada Mercuri și amenajarea Fiuții Cadrii de Cultură. Este necesară aplicarea prevederilor privind actualizarea prețurilor conform indiciilor statistici ca urmare a creșterii prețurilor 2022 raportat la data lucrării proiectului respectiv 2018, precum și estimarea creșterii pentru anul 2023. Se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici în fază de dare a bugetului actualizat al proiectului, precum și scursurile de finanțare a proiectului. Față de cele expuse, vă rog să analizați și aprobați proiectul de hotărâre pe data de. Mulțumesc. Comisia 1 și Comisia 4, avizele, vă rog. Aviz favorabil. Ok. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? La fel. Și proiectul 22 cu unanimitate. Proiectul numărul 23, proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 94 din iunie 2018 pentru proiectul creșterea eficienței energetice a grădiniței Magnolia și de aprobarea cererii de finanțare cu titlul reabilitare, modernizare, extinderea și dotarea grădiniței Magnolia din municipiul Ionești, precum și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de precontractare cu modificările și completările ulterioare inițiată de domnul primar, vă rog, domnul secretar. Municipiul Ionești are în implementare proiectul cu titlul reabilitare școală gimnazială Ghiță Mocane, municipiul Ionești, în care s-a realizat un procent de 55
la din care are realizat un procent de 55% din lucrările de execuție. Având în vedere necesitatea deplinirii tuturor activităților menționate, încerca de finanțare și ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor la materiale și manotele, se constată că este necesară actualizarea valorii total aprobate și a tuturor de finanțare aferente pentru proiectul mai sus menționat. Față de aceste prevederi, vă rugăm să analizați mulțumesc. Avizele comisiilor 1 și 4, vă rog. Favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. La fel, unanimitate. Proiectul 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic și modificarea HCL numărul 298 din noiembrie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnici economice în obiectivul de investiții de abilitare sală polivalentă Nadia Comanici, municipiul Ionești, inițiată de domnul Matan, domnul secretar, vă rog. Municipiul Ionești a depus o cerere de finanțare în cadrul programului pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în locurile publice de rulare către agenția pentru fonduri de mediu. Având în vedere necesitatea de primire tuturor activităților menționate în cererea de finanțare, precum și faptul că proiectul este în fază de semnare a contractului de finanțare, este necesară aprobarea documentației în fază de proiect tehnic și indicatori tehnico-economici actualizați. Față de aceste prevederi, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul ce am prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Comisiile numărul 1 și 4, avizele, vă rog. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da. Astăzi, prima parte a zilei, a avut loc ședința de Consiliu a Consiliului Județean. Vreau să mulțumesc pe această cale atât președintelui Consiliului Județean, inițiatorul proiectului, pentru susținerea în realizarea acestui obiectiv, cât și tuturor consilierilor județeni care au dat un vot pentru, în unanimitate, a fost, pe consilier, n-am văzut ședința de consiliu, dar înțeleg că a fost vot, a fost în unanimitate, pentru asocierea în realizarea acestui obiectiv extrem de important pentru comunitatea noastră. Este vorba de sala Nadia, primim cofinanțare, 3 milioane de lei, de la Consiliul Județean. Vom pune și noi 2.700.000, valoarea estimată la acest moment, nu știu cât va fi la norma licitației, dar la acest moment știm că pe lângă cei 4,4 milioane care am obținut finanțare europeană, mai trebuiau 5,7 milioane cofinanțare. 3 milioane îi vom primi de la Consiliul Județean, iar diferența o vom pune noi primăriei Onești. Încă o dată mulțumesc atât inițiatorului, cât și tuturor consilierilor județeni care au înțeles necesitatea acestei investiții. Mulțumesc. Alte intervenții? Doar o singură întrebare. Vă rog, domnul Zaza. Legat de sala polivalentă. Vorbim partea... de proiectul 24, nu de 20. Domnul Plan s-a 24. Așa. Mulțumesc. S-are în vedere și hidroizolația. De deasupra, că acolo nu erau probleme cu scurgeri de apă, dacă s-au rezolvat. Da. Sau se rezolvă și asta, da? Supunem la vot. Alte intervenții? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul 24 a trecut cu unanimitate. Proiectul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii Municipiului Ionești cu județul Batou în vederea cu finanțării proiectului de reabilitare sala polivalentă Nadia Comanici din municipiul Ionești. Inițiator, domnul primar din Victor Laurențiu. Domnul secretar, vă rog. Supunem aprobării proiectului de hotărâre privind asocierea municipiului Ionești cu județul Batou în vederea cu finanțării proiectului de reabilitare sala polivalentă Nadia Comanici din municipiul Ionești. Pentru asigurarea unui sprijin financiar din partea Consiliului Județean, în valoare de 3 milioane de lei, necesară realizării proiectului sus menționat. Motivul pentru care se solicită această asociere este faptul că aceste obiective este de interes județean, deoarece permite organizarea diferitelor manifestări sportiv-culturale care sunt de interes județean și național și care implică un număr mare de participanți și spectatori care provin atât din municipiul Ionesc cât și din județul Bacău sau din întreaga țară. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Nu v-am întrebat, domnul primar, că o să la proiectul precedent.
Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCD numărul 57 din 2023 pentru aprobarea asocierii municipiului Onești cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și județul Bacău în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Inițiator, domnul primar Valentin Victor Nedim. Domnul secretar, vă rog. Din hotărârea Consiliului Local 57 pe 2023, municipiul Onești a aprobat asocierea județului Bacău cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Urmarea acestei hotărâri între județul Bacău, municipiul Onești și Spitalul Municipal a fost încheiat un contract de asociere. Prin adresa Spitalului Municipal s-a solicitat modificarea hotărârii 57 pe 2023 în sensul că echipamentul medical aprobat pentru Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca prin bugetul de stat pe anul 2023 poate denumirea de angiograf biplan cardiovascular, în loc de angiograf monoplan cardiovascular, cum a fost prevăzut în hotărârea indicată. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa și modificarea hotărârii propuse. Mulțumesc. Discuții pe Comisia numărul 1 și Comisia 4, avizele, vă rog. Aviz favorabil. Fiind vorba de spital, m-am gândit că am zis că aici toată lumea de acord. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Antonache. Pentru moment, în parte din Vă rog la microfon. La microfon, dar nu era pentru moment eu nu o să particip la vot până o să iau o altă decizie să aprofundez puțin situația, dar fiind parte că sunt desemnat din partea Consiliului Local de membru Consiliul de Administrație. Prin aceea situație sunt și eu. Recomandarea mea este să nu participați la vot. Da, da. Nu, ca să nu cred nicio... Este în regulă, nici eu, nici domnul Andrănache nu vom participa la vot, oricum. Da? Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Mulțumesc. I-aș vota. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a unei scrisori de garanție bancară de bună execuție, respectiv scrisoare de garanție bancară, cont de garanție deschis la dispoziția operatorului în vederea garanției realizării investiției asumate, înființare de țele de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Gorzin din municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Nedime Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, referatul de aprobare, vă rog. Da. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune solicitarea unui scrisoare de garanție de bună execuție, scrisoare de garanție bancară, fond de garanție deschis la dispoziția operatorului, 4,3% din valoarea TVA. Având capabilitate toată perioada de execuție a lucrurilor, respectiv perioada de pierdute la semnarea contractului. Este vorba de lucrarea, finanțarea rețelei de distribuție gaze, localități în Slobozia și Gorzești din municipiul Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre conform prezentatului. Mulțumesc. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții cu marginea proiectului. Am o întrebare. Este vorba de scrisoarea de garanție a operatorului care va efectua lucrările. Da? Nu am înțeles. În contractul de asociere care avem cu operatorul, una dintre clauze, care a fost, contractul de asociere a fost aprobat în ședința, cred că de acum 2 luni de zile, este specificat clar că în 5 zile de la semnarea contractului avem obligativitatea, având în vedere ponderea cea mai mare pe care avem noi pentru aceste lucrări, să facem o scrisoare de garanție bancară. Această scrisoare de garanție se face doar cu aprobarea dumneavoastră. Adică constructorul vrea să-i garantăm plata. Adică Del Gazul, care este unul dintre participanții la această lucrare, ca pondere mică ca valoare, prin modelul de contract ne-au impus să garantăm partea noastră, valoarea noastră de lucrări, da, până la finalizarea lucrărilor.
Da, adică dacă nu plătim, execută exact. Adică da. Nu execută. Dacă nu efectuăm lucrările, execută scrisoarea. Nu, stați un pic. Adică dacă nu efectuăm lucrările, toate execută. Toate tendențele pentru efectuarea lucrărilor. Deci noi ne-am angajat să facem partea noastră de lucrări. Da? Avem o valoare totală a proiectului, din care 90% punem noi ca valoare. Într-un termen care a fost clar specificat. Pentru a putea să garantăm asta, venim cu... Am înțeles. Mulțumesc. Vă rog. Un termen de începere a lucrărilor am primit din partea de gazdării sau... Nu putem ca să începe lucrările. Am spus-o în numărate rânduri, conform graficului care l-am discutat cu doamna director, undeva în septembrie, cu voia lui Dumnezeu, dacă nu intervin contestații pe diferite... Prima dată vom scoate proiectarea la licitație, după când durează două luni licitația, încă două proiectare, undeva în septembrie-octombrie ar trebui să înceapă lucrările. Oamenii credeau dacă își cumpără centrale sau nu. De asta... Sperăm să nu fie contestații, să nu avem altfel, să nu intervine ceva neprevăzut. Dar dacă da, nu cred, nu cer scuze că intervin, nu cred foarte realist vorbind că vom putea finaliza toate lucrările anul ăsta. Avem banii disponibili, ne apucăm de lucrarea anul ăsta, dar nu cred că este realist să spunem că vom și finaliza lucrările anul ăsta. Adică cel mai realist termen este ca în vară să putem termina toate lucrările, în vara anului 2023. Noi știm că valoarea proiectului, din cei 9 milioane, avem bugetați 7 milioane, că am luat în calcul că nu-i vom, de la început am luat în calcul că nu-i terminăm. Iar avem și de cei 2 milioane pentru a-i suplimenta, nu se pune problemă dacă da. Conform calculilor, mai repede septembrie, sub nicio formă nu ne putem apuca, iar până în decembrie, sigur, nu terminăm. Fizic. Clar, fizic nu se poate. Cel mai probabil, așa cum spune doamna director, că are suficient de experiență, spre după jumătatea anului viitor ar trebui să avem gata. Mulțumesc. Alte intervenții? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? La fel, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea premierilor sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Onești. Inițiator Pașcoa Păgura Elena, consilier local. Vă rog, domnul secretar, o referată de aprobare. Sau doamna consilier? Având în vedere prevederile legii educației fizice și sportului, precum și ordonanța 30/2021, de asemenea, legea 273/2006 se propune acordarea premierii sportivei Cambei Mihaela de la Clubul Sportiv Municipal pentru rezultatele deosebite avute la campionatele europene de hartele de seniori de la Revat, precum și pentru rezultatul de record european. De asemenea, se propune aprobarea premierii sportivului Vitan Gabriel și a antrenorului Cornelul Grigore pentru medalia de bronz obținută de la Campionatul European de Atlet în sala de la Stade. Față de cele arătate, vă rog, analizați și vă vedeți. Și mai e o... Florina Antinu, da, Clubul Sportiv de Arte, campion obținut, vicecampion european la Campionatul European de la Corpus. În regulă, mulțumesc, domnul secretar. Avizele aici doar comisia vă analizează. În regulă, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul secretar. Având în vedere prevederile codului administrativ, ținem seama de că acordul de specialitate al Direcției Economico-Financiare care arată că nu sunt locații bugetare, nu voi aviza de legalitate proiectul raportat la prevederile Art 4 din legea 273/2006, tot potrivit codului administrativ. În următoarea ședință voi prezenta în scris punctul și opinia mea de vedere cu privire la nelegalitatea proiectului de hotărâre. De altfel, am discutat cu doamna Pașcu, am explicat poziția mea vis-a-vis de acest proiect. În măsura în care colegii de la Direcția Economică își mențin raportul de specialitate
De să înțeleg că proiectul nu are avizul dumneavoastră de legalitate. Aveți negație de la Direcția Economică și nu dați aviz de legalitate. Negație de la Capul de Specialitate se spune că nu sunt lucrările bugetare. În acest sens, articolul 4, alineatul 3 din legea 2017, prevede că angajarea cheltuielilor din bugete se face numai în limita cheltuielor aprobate, angajarea și utilizarea cheltuielor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate, aflate în scopurile celor vinovați. Mai departe, dacă e nevoie, dau citire și articolul 77, constituie infracțiune, se pedepsește cu închisoarea de la 3 până la 2 ani sau cu amenda, angajarea cheltuielor din bugetele prevăzute peste limita cheltuielor aprobate. Mulțumesc. Discuții pe... Eu. Ziceți, domnule. Da. Eu am discutat cu consilierii din partea Partidului Mișcarea Populară. Cel mai sigur, probabil, vor da vot pentru. Deși nu cred că se va putea face această premiere din discuțiile care le-am avut cu domnul director, pentru că nici n-am înțeles prea bine ce doriți dumneavoastră. Doriți dublarea premiilor sau acordarea anticipată a acestor premii? Pentru că noi avem un regulament stabilit prin care premiem sportivii. În toamnă vom premia sportivii. Acum, dacă dumneavoastră cereți să dublăm, ar trebui să-i dublăm pe toți, la fiecare premiu care le ia să acordăm niște premii. Exact n-am înțeles. Da, bine, dacă luați legătura cu mine, vă explicam foarte clar. E vorba de o anticipare, adică sunt convinsă că acești copii poate vor mai lua premii de-a lungul anului, dar apreciez că este cât se poate de oportun ca acum să stabilim prin HC-le, pentru că avem bază legală, sumele care se cuvină acestora și să-i premiem după ce i-au obținut premii. Dar există regulament prin care îi premiem și sunt sumele stabilite pentru... Avem și temei legal, foarte frumos, să-i premiem acum, separat, în afara festivității pe care dumneavoastră puteți să faceți festivitatea la sfârșitul anului, dacă la aia vă referiți. Da, se face că se premiază toți, exact. Toți sportivii și toți olimpicii. Există știți bine că am fost inițiator și am luptat pentru aceste premii, știți bine că au fost câțiva ani în vechea administrație în care nu s-a dat niciun fel de premiu. Deci, știți bine că am căutat să îmbunătățim tot timpul regulamentul, ne-am întâlnit și cu antrenori și cu directori să îmbunătățim regulamentul de premiere. Acum înțeleg, fie să le dublăm, n-am înțeles exact, fie să le dublăm premiile și fie să le dăm anticipat. Să le dăm anticipat, eu așa văd. Nu ar însemna la fiecare premiu care se ia, nu putem să facem nici notă discordantă. Fiecare medalie care se obține în oraș, să mai facem o ședință, mai facem o premiere. Este o medalie notabilă. E vorba de niște... Dar sunt medalii notabile multe. Noi am premiat-o pe fata asta deosebită, ca și altfel de... A fost sportivul anului în anul trecut. I s-a oferit un premiu. Deci performanțele care au fost făcute acum nu sunt... Nu le contest. Tot respectul pentru munca acestor sportivi care fac onoare comunității noastre. Numai că am face ori ar trebui să facem pentru fiecare. Că nu putem trata diferențiat. Pentru fiecare medalie ne apucăm, anulăm regulamentul respectiv și la fiecare medalie care se obține premiem, nu mai facem gala, fie le dăm banii când au câștigat și le dăm doar diplome la toamnă. Da, nu-mi dau seama cum... E vorba de o manieră diferită de a vedea lucrurile. Eu știu că există, îi premiem la sfârșitul anului, dar eu cred că pentru situațiile acestea excepționale, care avem premii care, cum să zic, merită premiate acum, domnul primar. Eu așa le spun, nu știu, dacă tu ne-ați apreciat... Dar cum faceți diferența între unul care merită acum și unul care merită la toamnă? E vorba de performanța pe care o realizează. Dumneavoastră sunteți într-o comisie de analiză ca să vă dați seama. Pentru a da aceste premii, există, se înființează o comisie care încă nu e înființată la momentul ăsta, pentru că noi știam că în toamnă, conform regulamentului, se va face o premiere. Deci se înființează o comisie care analizează toate documentele care vin și stau în spate, dumneavoastră ați venit cu o foaie care nu a analizat-o nimeni la momentul ăsta. Dacă e așa sau nu e așa, nu pot pe eu spune că... Pe baza unor HCL-uri pe care le avem... Trebuie să înființați o comisie care să aprobe... Eu n-am văzut niciun fel de referire în hotărârile acelea de Consiliu la vreo comisie care să stabilească astfel de lucruri. Domnul director, nu este o comisie care verifică premiile. S-a întâmplat și în trecut exact la fel. Sunt două HCL-uri în care nu știu exact în care interiul să regăsiți, ori în 89-2010, ori în 173-2017.
Există o procedură internă de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului Local. Da, să verific. Punere în aplicare a hotărârilor Consiliului Local, adică după ce se ia Consiliul Local. Care verifică diplomele, verifică. Noi nu avem comisia înființată la momentul ăsta, din câte înțeleg, pentru că nu s-a așteptat nimeni că dăm treptat. Domnul primar, eu îl trage pe ordinea de zi și îl punem peste două săptămâni pe ordinea de zi. Dar și comisie, să propunem. Din punctul meu de vedere, ar trebui anulată acea hotărâre și le dăm la fiecare când câștigă o medalie. Eu n-am nimic împotrivă. Eu n-am nimic împotrivă. Și facem, facem o procedură. Deci, o dată vă spun, din discuția care am avut-o cu consilierii mei, 90% vor vota proiectul ăsta pentru că este o chestie mascaradă politică și nu putem să facem noi un pas notă discordantă, deci să vă facem jocul. Domnul primar, nu este și mascaradă. Și de asta vor vota. Dar nu se poate aplica. Este efectiv o mascaradă politică. Dacă era mascaradă politică, eu nu veneam în momentul acesta să vă spun că îl retragem și îl punem pe ordinea de zi în așa fel încât să fie îndeplinite absolut toate condițiile și să stăm la masă cu toții și să facem ceea ce trebuie făcut ca acești copii să fie, să se simtă... Ce propuneți dumneavoastră? Propuneți să desființăm postul regulament și să propunem pe fiecare. Când s-a desfășurat o olimpiadă, să-i dăm premiul la olimpiadă. Dacă aveam un regulament bătut în cuie, frumos, organizat într-un cadru festiv, ne apucăm să stricăm regulamentul vechi. Sunteți ce un pic, domnul primar, veți decide dumneavoastră. Eu o să mă întâlnesc cu dumneavoastră săptămâna viitoare, vă promit că voi veni și voi, mă voi consulta pe această chestiune cu dumneavoastră și în funcție de modul în care vedeți dumneavoastră lucrurile, pentru că sunteți primar și dumneavoastră puneți în aplicare aceste hotărâri de Consiliu. Dar eu sunt obligat să pun în aplicare hotărârile de Consiliu, deci eu nu-i la latitudinea mea dacă vreau sau nu. Nu, dumneavoastră le puneți în aplicare. Da, dar n-am voie să nu pun o hotărâre. Este ilegal dacă ați candidat la primărie. Veți mai candida, trebuie să știți legea, este penal să nu pună o hotărâre în Consiliu. Dacă dumneavoastră aprobați, nu m-am fi doluzat, că era domnul... Vă rog, deci nu contestă nimeni că acești sportivi trebuie recompensați. Dacă atât timp cât nu avem un cadru legal, dacă domnul secretar a spus că nu vizează de legalitate, deci mai continuăm, haideți să găsim. Acești tineri vor fi premiați, există regulament. Vorbim pe proiectul ăsta. Facem probleme. Atâta timp cât proiectul este pe ordinea de zi, azi sau nu are aviz, trebuie să-i pus vot. Eu sunt un om rațional. Eu mă aleg aici de la faptul de specialitate al domnului director, care spune că facem precizarea că în acest moment există prevederi bugetare aprobate pe această destinație. Pentru trimestrul 1. Trebuia completat. Ele se aprobați pentru trimestrul 4. Când deci asta e una. A doua. Am constatat următoarea inadvertență și anume lipsa raportului specialitate al serviciului baze sportive. Păi asta era în sarcina administrației să dea acest raport. Nu al emitentului care depune proiectul și să meargă din ușă în ușă ca să ia raport. Da. Dacă îmi permiteți. Da. Da. Inițiatorul propune conform codului administrativ, așa știu. Da? Raportul de aprobare și... Nu mă satisface că raportul de specialitate al colegilor de la Direcția Economică nu este prima oară, dar asta e o chestie de bucătărie internă pe care trebuie să o rezolvă. Dacă îmi permiteți, vreau să încep, domnul președinte, două minute să citesc. Am găsit o chestie interesantă legată de respectul pentru sportivi. Da? Pentru cine nu îi înțelege pe sportivi. Lui, când merg la școală, trebuie să aibă temele făcute, lecțiile învățate.
Să nu fiu obosit după pretextul la concurs. Învață în mașină sau pe unde apucă. Concurează, transpiră, plâng, se bucură, pierd, câștigă. Unii dintre ei olimpici și la școală. Primi în clasă, prezenți peste tot, activitățile clubului, chiar și la școală și acasă. S-aduce la distracție cu prietenii, dar nu pot, pentru că își petrec timpul în sală, sala de antrenament la concursuri. De multe ori ar concura în fiecare weekend, dar nu pot, pentru că părinții ori lucrează, ori au altă obligație sau pur și simplu nu au bani. Au dureri fizice, dar nu pot să renunțe la concurs. Toți așteptăm ceva de la ei, indiferent de câți ani și cât pot. Oare ei ce așteaptă de la ei? Vă rog să menționați în discursul meu partea în care am zis că nu susțin sportul, că nu vreau să-i primim. Nu era pentru dumneavoastră, să ne înțelegem. Nu era pentru dumneavoastră. Pentru cine care nu înțeleg sportiv. Dar nu știu cine, dacă aici este vreo persoană care nu înțelege sportiv. Mi-e greu să cred sau care mi-a plăcut foarte mult și am zis că... Da, dar nu, nu văd legătura. La cine faceți aluzii totuși. N-am făcut aluzii la cine, cine doar considerați că nu înțeleg sportiv. Deci nu a spus nimeni aici că nu înțeleg. Trebuie să... Spuneți-și mie citatul ăsta către cine se adresează și care e vostru. Pentru cine dar nu înțeleg sportiv. N-am dat nume, n-am făcut nicio direcție. Sunt aici în sală. Nu emoțional, am înțeles. Cine înțelege, înțelege. Cine nu... Da. Încă o dată spun, eu am fost inițiatorul și am luptat pentru a fi premiați atât olimpicii, cât și sportivii. Să facem un exercițiu de... Să ne amintim că pe timpul meu, în mandatul trecut, s-au demarat aceste premieri și s-au îmbunătățit an de an, prin consultări atât cu antrenori, directori, de cluburi sportive, cât și cu directorii unităților de învățământ pentru a îmbunătăți premierea. Am premiat și premiem încă atât antrenorii cât și profesorii care îi pregătesc, așa cum este. Am considerat uman și normal ca cei oameni de bun efort. Deci încă o dată spun, eu sunt total pentru a susține, numai că la momentul ăsta nu înțeleg. Asta vedem. Ori dublu premiere, ori să desființăm regulamentul vechi, să facem un altul nou și fiecare dată când cineva câștigă o medalie, să-l premiem. Sau să facem o comisie care să aprecieze care medalie importantă, să o premiem mai repede și care nu. Nu înțeleg care e, nu știu cum se hotărăște care medalie importantă să o premiem în momentul în care o ia și care e mai puțin importantă să o premiem la toamnă. Era vorba de favoare, eu v-am explicat. Da, dar dumneavoastră sunteți în măsură să dați valoarea unei... Comisiile respective sunt prevăzute de HCL-uri ca fiind comisii ulterioare pentru punerea în aplicare a HCL-urilor. Nu pentru altceva, domnul primar. Deci, dumneavoastră spune să premiem mâine un sportiv. Modificăm regulamentul să premiem mâine un sportiv. Da. Cine spune că acel sportiv trebuie premiat mâine și altul trebuie premiat la toamnă. Diploma pe care a luat-o, nu că trebuie. Noi putem să-i premiem în absolut orice moment, domnul primar. Și mie mi se pare... Înseamnă să anulăm hotărârea veche și la fiecare medalie primită să dăm o hotărâre să premiem. Sau să schimbăm regulamentul în momentul în care câți olimpici are Oneștiul pe an? Cum? Câți sportivi care se duc la olimpiade? Câți sportivi? Sute de premii sunt. Care se duc la olimpiade? Eu asta vă... În jur la 30-40 de olimpici naționali sunt. Nu, naționale. Eu vorbesc care se duc la olimpiadele internaționale. Dar ce vorbiți? Dar sportul e una, învățământul e alta. Olimpiade internaționale sunt unul, doi... Sportive vorbesc. A, sportive. Și da. Olimpiade sportive. Nu știu sunt, dar sunt sute, sute de medalii premiate la sfârșitul anului. Sute sunt la sportivi. Chiar sunt sute și au și câte 7, 8, 10, 15 medalii obținute în timpul unui an. Câți balcanice, câți europene, câți mondiale. Acum, haideți să spunem, cele mondiale se premiază când le-au obținut, dar trebuie să modificați regulamentul. Printr-o hotărâre de Consiliu, pe cei care au câștigat medalii mondiale, îl premiem în momentul... Îi premiem separat pe cei care au luat mondiale, nu? Asta păi nu știu, asta spuneți dumneavoastră. Cei care au luat mondiale, să-i premiem, să-i chemăm să le, la caserie, le dăm premiu și nu le mai dăm premiu în festivitatea dedicată lor festiv. Deja ne ducem în derizor. Nu ne ducem în derizor. Spuneți dumneavoastră că o să modificăm regulamentul, că nu înțeleg. Faceți cu o propunere să modificăm regulamentul, să dăm la olimpiadele mondiale când au câștigat la caseria, să vină la caserie, să-i dăm premiu. Și noi mai dăm... Iar la ceilalți europene balcanice să le dăm când se face festivitatea dedicată. Vă mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat și am așteptat și am apăsat butonul.
niște microfon în urmă cu ceva vreme și n-am spus nimic, dar o fac așa, poate, uitându-mi din gânduri cât de mult s-a discutat până la momentul la care vreau să intervin. În primul rând, aș vrea să dezaprob sau să-mi exprim dezacordul cu... Nu că nu aș înțelege citatul domnului Zarzu sau nu, să dezaprob ideea de pentru cei care nu înțeleg sportul. Sportivii sunt o categorie aparte. Nu aș vrea sub nicio formă să înțelege votul pe care noi îl vom da astăzi. Că nu apreciem ceea ce au făcut și munca depusă, vă spun din proprie inițiativă, că din proprie experiență, îmi cer scuze, că am fost sportiv de oarecare performanță, dar mi-a plăcut să fiu de performanță, dar am fost de oarecare performanță până la vârsta de 23 de ani. Știu ce înseamnă efortul depus de aceștia, știu ce înseamnă joaca celorlalți copii și datoriile pe care eu le-am avut și cu siguranță cei care fac sport astăzi le au și lucrurile la care renunță. Dar în același timp am fost remunerat de la vârsta de 15 ani. Aceleași greutăți vin și cu beneficii. Aceleași lipsuri vin cu recompense. Încă o dată spun, felicitări tuturor sportivilor care Orneștiul îi dă în lume. Felicitări cu atât mai mult celor care obțin rezultate deosebite. Dar, revenind la subiectul nostru de astăzi, raportat la ceea ce ne-a spus domnul secretar, raportat la ceea ce a spus domnul primar și inițiatorul proiectului, consider că, una la mână, avem de modificat un regulament. Dacă va fi necesar, urmează să discutăm, urmează să modificăm un regulament pe care îl avem în vigoare. Doi la mână. Urmează, dacă este să mergem mai departe cu acest proiect, urmează să modificăm bugetul și să alocăm niște sume pentru trimestrul acesta, ca altă variantă. Deci una din aceste două variante trebuie făcute. Trei la mână. Nu am înțeles dacă este vorba, pentru că nu am la îndemână acum, dacă este vorba, s-a discutat de dublarea unor sume. Astea sunt cuvintele dumneavoastră, domnul primar. Nu știu exact, că nu am la îndemână sumele astea. Dacă s-a solicitat sau nu cumva dublarea, nu am înțeles. Dacă acestea sunt sumele prevăzute în regulament, aș vrea să fie clarificat acest aspect, dacă sunt și majorate cele solicitate astăzi cu cele față de cele prevăzute în regulament. Și acest aspect ar trebui clarificat. Acesta este punctul meu de vedere și, încă o dată, felicitări tuturor sportivilor cu merite deosebite, de care vor avea toată considerația și tot efortul nostru pentru a fi recompensați pe măsura meritelor pe care le-au. Vă mulțumesc. Da, înțeleg că... Poate, domnul președinte? Da, înțeleg că sumele sunt conform regulamentului. Eu am întrebat doar doamna consilier dacă cere dublarea lor, adică să le dăm o dată acum acele sume conform regulamentului și încă o dată în toamnă, adică să le dublăm la acești sportivi sumele, sau să le dăm acum anticipat, doar am vrut să înțeleg ce... Să le dăm anticipat și să nu le mai dăm în toamnă. Nu putem să le dublăm, că ele sunt fixate. Asta am întrebat. Să le dublăm sau să le dăm anticipat? Acum am înțeles că vreau să le dăm anticipat. Problema este cum facem diferența la cei care le dăm anticipat și la care le dăm. Existând un regulament, adică ar trebui cumva de plecat de la modificarea regulamentului, nu de la o hotărâre de Consiliu. Să veniți cu o propunere de modificare a regulamentului și să spuneți olimpiadele, participanții la olimpiade mondiale să primească la momentul obținerii rezultatului. Ceilalți să primească la momentul organizării festivității. Dacă consilierii consideră oportună modificarea acestui regulament, nu e niciun fel de problemă. Eu mă supun, eu trebuie să pun în aplicare hotărârea de Consiliu. N-am variante să nu pun hotărârea de Consiliu. Și încă o dată spun, am avut discuții cu consilierii partidului din care fac parte și părerea mea a fost să-l voteze, pentru că e un vot, încă o dată spun, e o chestie de imagine politică și n-am putea noi să ne facem notă discordantă, dar asta apreciază consiliere, dacă da sau nu. Nu, îl votăm și nu-l aplicăm, n-am făcut nimic. Da, dar după aia se luau liberali, vai de mine, noi voiam să susținem sportul și restul, uite ce vrei să înțelegi. Chiar facem lucruri de imagine. Haideți să rămânim un lucru.
Asta cu premierea olimpicilor, indiferent ce fel de olimpici, este făcută de dumneavoastră în mandatul trecut, lucru pentru care vreți să scot pălăria. Dar mandatul trecut am avut niște trânte mult mai mari cu domnul primar decât ce e acum. Da? Dar nu eram concurs. Acum să știți că și partea asta, înțeleg și punctul de vedere a doamnei Pașcu, probabil vrea să le pună la dispoziție copiilor aceia o sumă să poată merge în continuare la diferite competiții. Dar să știți că și în momentul în care va fi premierea aceea oficială și când toți ceilalți se vor uita în plic, ei vor sta departe. E destul de dificil. Adică luați în calcul și partea asta. Dar dacă nu mai sunt discuții, vă rog, doamna Băineț. Da, în mod sigur, doamna Pașcu s-a referit la partea aceasta materială să beneficieze mai repede de niște bani, cred. Dar trebuie să luăm în calcul și partea emoțională a momentului. Pentru că una e să îl premiezi pe la colț pe undeva și alta e să te duci într-o festivitate publică dedicată special lor. Deci altfel vor reacționa. Plus îi aduce împreună pe toți. Ei se cunosc între ei. Și asta contează foarte mult. Eu am lucrat 44 de ani în învățământ și știu cât de mult contează partea emoțională a unei activități mai mult decât cea materială. Și eu cred că menținerea aceasta într-o festivitate publică așa cum este regulamentul pe care și noi ar trebui să o respectăm, cred că e varianta cea mai bună, după părerea mea. Ok, mulțumesc. O să vreau să vă spun și eu ceva. Era cu numele de și era o festivitate de premiere. Pe lângă diplomele respective au primit și câte un plin privat. Mă uitam la ei pe cenă. Nu știau cum să facă să termine mai repede festivitatea, să uite un pic. Bine, cu șansa normal. Da, dar erau acolo pe scenă, erau mâni. Dacă am fi dat plicul în afara scenei, n-ar fi avut același efect. Păi, ok, dar asta este doar o părere personală. Partea asta emoțională e faptul că îi cunoaște lumea, că sunt împreună cu toții. Contează foarte mult. Conform codului administrativ, chiar dacă nu există aviz de legalitate, hotărârea este pe ordinea de zi și trebuie supusă votului. Este corect, domnul secretar? Da? Deci eu sunt obligat. Și poate fi și aplicat. Nu. Poate fi și aplicată chiar și fără aviz de legalitate. Știți, eu așa stăteam și mă gândeam că vii cu o intenție bună și ajungi să fii condamnat în ședință de consiliu că faci... Nu vă condamnați. Fați un pic, fați un pic până. O politizați. Domnul Mărara se ia la mine și erau cei domnul. Ce n-a sărit? V-am lăsat special. Tot conform codului administrativ, președintele poate limita intervențiile. Haideți un minut și terminăm. Da? Haideți să ascultăm. Haideți, vă rog. Așa, a fost 3 minute. Știți și noastră, dacă la timpul mi s-au dat 3 minute, astăzi dați și noastră tot 3, așa cu minute prea puțin. Eu știți ce mi-aș dori de fiecare dată și o spun cu toată deschiderea și cu toată franchețea. Mi-aș dori să existe implicare din partea aparatului de specialitate. Adică m-am trezit astăzi cu un raport de specialitate venit de la Direcția Economico-Financiară, fără să se poarte o discuție în prealabil. Adică normal mi se pare că atunci când un consilier local, nu eu, oricare dintre noi, că nu suntem atot știutori, nici eu, nici unul dintre colegii mei, să pună mâna pe telefon și să ne cheme și să ne spună, doamna consilier, aici ar trebui lucrat așa, aici ar trebui făcut în felul următor. Nu-ți trimite raportul de specialitate, efectiv, ca ultimului om de pe stradă, dar fără să se consulte cu tine, fără să te învețe. Deci avem nevoie să avem o colaborare, lucru care nu se întâmplă. Cu toată, cu tot respectul, domnul primar, de fiecare dată când am depus proiecte, știți că am avut pierici. Știu că există, disfuncționalități în modul în care ar trebui să funcționeze aparatul de specialitate. Însă am dorința și de asta am spus că vreau să intre acest proiect pe ordinea de zi. Pentru că mie mi se pare anormal să ajung în stadiul în care, într-un raport de specialitate, să am făcute niște aprecieri așa cum sunt în acest raport. Deci nu mi se pare normal. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om care... apreciază activitatea sportivilor. Și cred că și dumneavoastră, dacă ați fi avut o discuție în prealabil cu
cu reprezentanții compartimentelor de specialitate, s-ar fi găsit o soluție care să permită astăzi și obținerea unui aviz de legalitate, pentru că domnul spune de ce nu dă aviz de legalitate, pentru că avem o lipsă de prevedere în nu există prevedere bugetară pentru aceste sume în acest trimestru, da? Și completarea ați făcut-o dumneavoastră fără să fiți director la Direcția Economico-Financiară, da? Adică am ajuns în situația în care efectiv suntem puși în zona de a nu putea avea aviz de legalitate la un proiect. Din ce motiv? Bun, dumneavoastră... E un semnal de alarmă, dacă vreți să vă spun, pe care eu îl trag și mi-ar plăcea ca fiecare dintre consilierii locali care își doresc să facă proiecte, pentru că probabil sunt mulți dintre noi care își doresc să facă proiecte, să beneficieze de sprijinul și de colaborarea aparatului de specialitate. Ok, mulțumesc. O să vreau să spun eu ceva înainte și după aceea, dacă... Asta cu sprijinul, de câte ori am vrut să inițiez o hotărâre de Consiliul Local, am mers și am discutat cu aparatul de specialitate. Da? Prima oară merg la juridic, da? Chiar dacă avem păreri diferite, am avut la un moment dat o hotărâre care nu a intrat pe ordinea de zi, tocmai pentru că domnul secretar a considerat că nu da vizit de legalitate. N-am făcut lucrurile și mi s-a părut la bani. Dar am avut tot sprijinul posibil. Că avem păreri diferite, asta e altă discuție. Da? Același lucru l-am împățit la Direcția Economică. De câte ori am mers să discut cu Direcția Economică, totdeauna am avut toată deschiderea. Că uneori, iarăși, poate avem păreri diferite, asta e situația. Dar din punctul acesta de vedere, de experiența personală, îmi spune că nu s-a întâmplat așa. Da. Da? Ok, mulțumesc. Că acum, domnul Cunaș, domnul Director, cum vreți? Eu m-am consultat juridic. Când pe partea sunt juridic. Proiecte care implică sume de bani, prima dată trebuie să luați legătura cu Direcția Economică. Ați vorbit cu Direcția Sumele Economică? Sunt foarte mici. Sunt foarte mici, dar ați discutat dacă există cadrul legal să le dea acum sau la toamnă? Ca să trimiteți pe mail o hotărâre populistă și să nu consultați Direcția Economică în prealabil și să vă supărați că nu va suna Direcția Economică să vă spună că nu, proiectul dumneavoastră nu va primi aviz de legalitate. Este, ba, am înțeles foarte bine. Încă o dată, spun, eu cred, ca să poată face treaba asta, cu premia anticipat, trebuie să veniți cu un proiect de hotărâre de modificare a regulamentului de premiere a politicilor. Din punctul meu de vedere, așa o văd corect și normal. Veniți cu un proiect de hotărâre, spuneți exact cum a spus olimpicii la olimpiadele mondiale să fie premiați anticipat și problema e rezolvată. Mulțumesc. Vă rog, domnul director. Dacă îmi permiteți să fac o mențiune, raportul de specialitate a fost făcut cu respectarea legii în totalitate. Deci credeți-mă că altă variantă tehnică nu exista. Legat de... mi se pare că oarecum duceți discuția într-o direcție în care faceți presiuni legat de aparatul de specialitate și aș vrea să vă reamintesc cu o situație în care m-ați prins pe volul și m-ați certat că v-am blocat conturile să vă recuperăm amenziile personale. Da, știu. Adică să punem în aplicare legea. V-am și contestat, exact era contestată, de aia v-am atras atenție. Vă rog, dacă eu v-am ascultat. Deci este exact același gen de situație pe care o practicați. Și dacă mă gândesc bine, cred că mai aduc aminte vreo câteva. O să vă rog să încercați să înțelegeți că și eu trebuie să respect legea ca să pot să merg mai departe. Mai vreau să spun ceva. Haideți să auziți. Că înainte de a suna la domnul secretar, eu bat la capul doamna Raluca Brejmaru. Doamne, mulțumesc că de 3 ani, de câte ori sunt, a fost super. Mi-aș dori să avem mult mai consult. Da, haideți să vorbim un pic pe rând. Domnul Moraru, da? Ce v-au fost cei doi săreați la mine? Acum nu mai săriți? Nu s-a vorbit. Vreau să-i mulțumesc doamnei Brejmaru. Și vreau să spun că mi-aș dori să avem cât mai mulți funcționari publici ca de noi. Ok? Haideți să supunem. Da, cum se uitați? Știu, domnul Buzor, vă rog. Ceea ce face doamna Raluca, pe care o apreciez eu foarte mult, nimeni într-o atribuțiilor de servicii este retribuit. Când eu am adus mulțumiri domnului primar și domnului secretar, a țării și a spus că e într-o atribuții de servicii, de ce s-au aduce mulțumiri? Hai să facem cu aceeași cuptat toate afirmațiile. Și eu o felicit pe doamna Raluca. Puteți și vreau să felicitați pe domnul secretar, domnul primar, pentru cum răspund la
probleme luate din ședința Consiliului. Hai să fim echilibrați și echilibrați. Asta vreau să vă spun. Răspunsul în ședința publică, pentru asta sunt aici. Și eu tot să tot. Ok. E și unul de dat de oaie și vede. Haideți să trecem mai ok, haideți, asta vreau să spun. Haideți să spunem proiect. Mai sunt alte discuții, alte intervenții referitoare la proiect, da? Ok, haideți să supunem la vot, da? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Deci 4 voturi pentru. 5. N-am de discuție. Deci 5 voturi pentru, da? Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă. Abțineri? 2, 4, 6 și cu 7... Diferența. 13. Deci 13. Nu este. Înțelegem că dacă acest proiect aplicat astăzi, nu înseamnă că acești copii nu vor fi remunerați conform meritelor obținute. Eu am înțeles așa. Nu le dăm copiilor bani în avans. Nu înseamnă că nu-i premiem. Poate da? Premiați în festivitatea de toată lumea. La un loc cu toți copiii, cu toți oamenii. Tot respectul. Și eu am fost sportiv, am apreciat sportive și știu cât efort depun pentru obținerea unor rezultate, cu atât mai mult ne mândrim cu olimpici, cu campion mondial, campion balcani, campion european. Ne putem gândi, în schimb, să modificăm acea hotărâre de Consiliu în ideea să le mai acordăm ceva celor cu rezultate excepționale, cum este fata de la haltere, cum este, nu știu, campion olimpic, acolo putem. Dar să le dăm separat acum, gândiți-vă, că nu îi mobilizează pe ceilalți, cum a spus și doamna Doile, nu o să îi mobilizeze pe ceilalți, ba, pe la spate spune, ei au primit și noi când o să primim, sau nu știu ce, sau nu știu cum. Într-un cadru festiv este mult, mult mai bine. Îi mobilizează și pe ceilalți, uite ce rezultate au colegii noștri, să muncim și noi mai mult, să ajungem la niște rezultate, să ajungem la olimpiade și să ne mândrim cu noi. Deci acolo am putea să modificăm. Atât puteți că hotărârea aia de Consiliu în care să-i primim, ne putem gândi, v-a spus, să mărim cuantumul primiei la cei cu rezultate extraordinare. Da, oricum e diferențiat. Și eu. Da, premiile sunt diferite. În funcție de rezultatele olimpiade, de concurs, sunt diferite premiile. Mai mult premiile se cumulează. Are 7 medalii, iar pentru fiecare medalie în parte premiu. Și încă o dată spun, mondialul e un premiu. Nu știu cum, asta s-a stabilit cu directorii cluburilor sportive, importanța, că nu știam noi ca și primărie. Cum? Puțe. Sunt slăbuți, au fost 100 și ceva de mii anul trecut, premii la sportivi și 100 și ceva de mii la olimpici. Față de anii, acum 4-5 ani, când erați consilier local, când nu s-au dat vreo 2 ani nici măcar un leu, sunt mai bune decât... Știți cu cine face proiectele în ordine, ședinței, domnul primar? Vedeți? Aici azi, trebuie. Au fost 2-3 ani în care eu n-am mai fost primar, dar dumneavoastră consilier local, când nu s-au dat nici măcar un leu premii. Și este ceva din vina consilierilor sau a majorității din consiliul local care a stabilit? Nu știu, domnul consilier, eu nu eram nici primar, nici consilier local era la vremea respectivă. Era PSD-ul majoritar pe aici și, doamne, iartă-mă, prietenii dumneavoastră, așa că vedeți cu cine vă puneți la masă. Foști, foști, nu aveți dreptate, nu aveți dreptate. Nu încercăm, haideți, eu zic că ar fi bine, că a fost, vreau să vă sprijin un pic o Gheorghiță, că și el a avut o problemă la ședința de Consiliul de Administrare. Haideți să lăsăm un pic să înceapă campania electorală și după aia spune. Dar nu e. Mai mult vin tot eu și dau o explicație, pentru că în anul, un an sau doi n-a permis legislația. Dar cred că vă putea să legați de stâlp în fața primăriei, să găsiți sponsorizări, să strângeți sponsorizări și să dați premii și la direcție. Postul primar a promis aici în Consiliul Local că face un sponsorizări pentru a premia olimpicii. Bun, și dumneavoastră ce ați făcut? Păi da. Ca și consilier local, ați inițiat o conectare din sponsorizări să premiați olimpicii în anii... Da, și ați făcut ceva dumneavoastră în anii în care nu s-au premiat? Ați mișcat vreun bai? S-a adunat 1 euro, 2, 6 să premiați olimpicii? Ce spuneți?
Nu, eu vă spun efectiv ce ați făcut. Ați făcut ceva ca să premiați? Dar ce vrei că vrea că m-am vrânat că se spune ceva? Îmi pare rău, dar toate câte cum v-am vrânat. Nu este cea mică problemă. În aceeași idee, cred că proiectul a fost votat. Din drept urmare, cred că ar trebui încheiate discuții pe acest proiect și să trecem la diverse și dacă mai vrem acolo să facem, sau să ne întâlnim la o cafea cu toții, sau să ne vedem undeva pentru un cabinet pe aici, să discutăm cât vrem noi și să fim cât mai amical se poate. Da, doi la mână. Am rugămintea și le acord acest credit colegilor noștri din alte partide din Consiliul Local să aibă vigilența suficientă, încât să dea seama că ceva s-a schimbat în cadrul Partidului PSD, că avem o altă conducere și să nu mai facă comparații între ceea ce a fost și membrii care sunt astăzi aici în cadrul dumneavoastră. Atâta tot ar vrea să puntez. Am răspuns la o afirmație a domnului primar, ce am făcut noi. Eu am răspuns ce a făcut, răspuns prin... Noi eram pe acolo. În acei doi, au fost doi ani în care nu s-au premiat, dar s-ar fi putut face... La momentul de față, domnul. Cred că domnul secretar poate lămuri. Așa mi-ar plăcea să intervin așa, fără să... Întrebați-l, vă rog, frumos, domnul director economic, că tot dânsul era și atunci cu banii. Deci, vă spun, deci, din discuțiile care am avut, au fost doi. Au fost doi ani în care nu s-a putut, legislația n-a permis premierii. În schimb, încă o dată în schimb, ați fi putut strânge niște fonduri. În particular, să inițiați o campanie de strângere de fonduri pentru premierea olimpicilor și ați strâns vreun leu, ați dat vreun leu din cotizații? Nu. Acum veniți și faceți afirmații populiste. Nu țin. De asta nici nu vreau să termin discuția, să ducă până la final, ca unii să vadă și să tragă o concluzie singuri. Haideți că vă spun și eu o întâmplare. Doamna Sorides și ultima intervenție pe subiect. Da? Trecem la punctul următor. Să nu se supere nimeni. Când eram în învățământ, la noi, la clasele 1-4, se premiau elevii doar la clasa 4. Pentru că atunci erau olimpiade. Și bineînțeles că munceam și aveam rezultate foarte bune, zic, gata, vine clasa 4. Și am avut, într-adevăr, și premii naționale. Ce credeți? Nu s-au mai dat premiile în anul. Sigur că da. Nu s-au dat, că așa a fost legea. Păi asta spun, că a fost legea. Apropo, nu știu. Da, păi vina PSD-ului sau consilierilor care erau atunci. Și dumneavoastră era și Zazu, era și Marian, era și eu. Eu nu spun că cineva era vinovat. Și avea dreptate domnul primar când a spus, dacă vreți să dați, legați-vă de sârmă primăriei. Cu sârmă și dă... Nu faci că eu altceva am vrut să spun. Mulțumesc. Apropo de frustrările pe care le-au copii. Deci până atunci toți au primit premii, au venit în mod festiv, li s-au dat diplome, bani. Și s-au dat bani în anul ăla, nu s-a dat. Deci diferențierea asta foarte mult doare, să știți. S-a rupt prea repede. Da. După aia, bineînțeles că s-a revenit, dar copiii aia n-au mai fost niciodată în clasa 4. Deci, vedeți, trebuie să... Ok, mulțumesc. Trecem la punctul următor diverse. Domnul Bujor, dumneavoastră, să vă rog, pentru astăzi, să vă rog să vă duci la microfon. Să văd cum o rezolvați. Mă sabotează. Comisiunea noastră, președinte, am o rugăminte, am procesul verbal de la DPP, Adunarea Generală a Acționarilor, să dau drumul prin sală, îmi citiți, să însemnați cu un conținut de cuvință, colegii de la DPP m-au rugat să fac. Da, să-mi vine să semnez primul, că l-am văzut. Cel mai iubit. Cel mai iubit. Este procesul verbal la ceva ce s-a discutat. S-a văzut tot fiind de acum, că dacă s-a declanșat procedura de selecție, nu știu să alte puncte de vedere la diverse? Doleanțe, ceva? Da, vă rog. Spuneți chiar dacă n-am vrut. Știu. Am avut un punct cu ordinea de zi cu repartițiile la locuințele pentru tineri anele. Știu că din cadrul Consiliului Local există o comisie care urmărește dacă în acele locuințe tineret tip ANL sunt în legalitate, locuiesc cei care au dreptul sau au găsit anumite anomalități. De ce vă spun treaba asta? Că a venit cineva la mine, că face o plângere, că acea comisie, nu știu cine face parte din comisie, credeți-mă, pe cuvânt de onoare, știm noi. Că eu nu fac parte.
că ar fi, s-ar fi comportat, nu știu ce, am convins cu mult, domnule, la fiecare poate ar fi mai nervoși, mai colerici, dar au găsit atâtea ilegalități, probabil, că ar vrea ca acea comisie să ne dea câteva relații dacă s-au găsit anumite probleme. Nu m-am pipă. Comisia este formată din doamna Ana, din mine și președinte este domnul Dar. Da? Dacă vreți domnul Dar, dacă nu răspund eu. Unul, spuneți. Nu spuneți în calitate de președinte noastră. Da, legat de a spus noastră de potențială plângere sau, mă rog, spunea la persoana respectivă, nu știu despre... Adică poți să bănui despre ce e vorba, poți să bănui despre ce e vorba. O să bănuiesc despre ce e vorba, dar nu e locul moment, în acest moment, să dezvolt subiectul. Legat de ce am văzut până acum, am mers de vreo 3 ori în zona de vreme, avem de făcut 2 sau 3 blocuri, să verificăm a 3-a oară. Sunt două locații care, cel puțin eu le urmăresc stând în zonă, să văd dacă există cineva în locuința respectivă. În general, zvonurile sunt mult mai dezvoltate decât realitatea. Nu am găsit cazuri atât de grave. E într-o locuință care, în momentul ăsta, se judecă cu primăria, este destul de mare. Și un apartament care, din ce am urmărit, s-a cam golit în urma intervenției noastre în zonă. Mă rest, probleme deosebite nu am găsit. Repet, mai avem 3 bărbani să treacă să plătorile pascale, ca oamenii orice care au venit în zonă cu sărbătorile să nu-i deranjăm, pentru că în tot perioada de data următoare să mergem să finalizăm vizita în zonă, să facem un raport legat de activitatea respectivă. Este interesat, nu sau este la doamna Ana, ca să nu există nicio discuție că unul sau altul completează mai mult decât trebuie și, în principiu, repet, zonurile au fost mult mai dezvoltate decât realitatea. Nu, stați. Mi se tot spunea că, domnule, stați că o să completez eu aici. Deci din cele 200, aproximativ 200 de apartamente, am verificat 150. Da, dar ce să vedeți? Procedura comisiei era să anunțăm pe toată lumea, să știm, ajungeam acolo, am ajuns la un moment dat un apartament, copiii acolo, am bătut la ușă, nu-i mama acasă, dar am buletinul. Mă uitam la doamna Ani și zic, dar de unde știți ce vrem și cine suntem? Da? Și am schimbat tactica. Eu n-am fost de acord să mergem în perioada sărbătorilor unde vine toată lumea acasă, da? Să-i găsim. Din cei 150, nu știu să vă spun dacă erau speciali, au fost vreo câteva apartamente unde nu era titularul și să știți că avea un tupeu destul de mare, da? Restul au fost. Deci cam 25% din apartamente și apartamentele cu problemă intră aici, în cele 50 neverificate. Nu am apucat să le verificăm și n-am fost numai de 3 ori, domnul Zanzu, că am fost de 1 ori. Nu, de 3 ori am trecut peste tot, de 3 ori. Iar chestia asta că vine la dumneavoastră să vă spună, o consider tot o formă de presiune și ce să vedeți la mine nu funcționează. O să merg la atâta timp cât sunt în comisia aia, o să le bag la ușă și o să-i verific până identific pe toți. Sau părăsesc comisia. Presiune din partea cui, Gram? A celui care a venit. Păi, dar dacă vine, la oricare consilier vine cineva, trebuie să stai să-l ascult. Și eu ce am făcut? Comisia știind că face parte din consiliul local, din care fac și o parte, normal că am luat parte la comisie și am spus, cam mea, doamne, nu e nicio problemă, dacă ești în legalitate, va fi bine. Da, asta, eu am luat apărarea comisiei, vreau să fiu nebun să-mi atac eu un corect, da, mă, foarte bine ai făcut, dă-n consilier. Vreau să pot să fac asta. Domnul Dan, da, ce pot să vă asigur că s-a dovedit eficientă comisia. Bine, am ajuns cu repartițiile la cereri din 2022. Ori cu cereri la cu mai puțin de un an, nu știu dacă a fost vreodată în istoria primăriei atât de aproape. Adică cei, cel puțin din 2021, care au făcut cereri, au primit și au îndeplinit condițiile, au primit locuință. În 2012, când am intrat, erau din 2003. Dosare nesoluționate. Când am început să-i sunăm să le dăm locuințe, își făceau oamenii cruce. Acum când am reluat, am găsit locuințe nerepartizate din 2010. I-am înștiințat, i-am luat la rând pe fiecare, care au îndeplinit, puțin din cei cu 2010 mai erau, nu-și cumpăraseră între timp locuință sau mai îndeplineau sau nu depășiseră de vârsta. Dar i-am luat la rând pe fiecare sistematic, i-am înștiințat, i-am chemat. La momentul ăsta, încă o dată fac apel, dacă este vreo persoană care nu a primit înștiințarea și are cerere mai vechi de 2022, în prima ședință, dacă îndeplinește, în prima ședință și, bineînțeles, să-i elibereze locuințe între timp.
dar cu siguranță nu înseamnă că dacă n-au primit din 2019-2020, n-au primit, n-au fost acasă, din diferite motive, s-a greșit, au greșit, n-au observat, nu știu, nu zic și eu. Dacă se știu că au cereri locuitori ai Oneștiului sau cei care au făcut solicitări și beneficiază, se încadrează să primească locuință, pot veni și li se acordă cu prioritate cele mai vechi de 2024. Dacă cumva n-au venit în timp util, n-aveau, nu îndeplineau condiții, n-aveau servicii sau sunt niște condiții, niște criterii care trebuie să îndeplinească la repartiție. Dacă în timp le-au îndeplinesc, să vină să-și primească locuința. Da, eu mulțumesc comisiei pentru activitatea depusă. E bine că s-a eliminat această bonistică, că doamne, ce acolo stau ăia care nu au dreptul. Eforturile pe care le-a depus comisia a eliminat aceste zvonuri și... Nu, să ne înțelegem foarte clar. Nu am eliminat niciun zvon. Doar că 50 de apartamente, în 50 de apartamente nu ne-a răspuns nimeni. Și să vă mai spun ceva, au fost apartamente la care am bătut, unde vedeam lumine înăuntru și mișcare și nu mi s-a deschis ușa. Deci nu am eliminat nimic. Nu am eliminat nimic și vom verifica în continuare. Nu înseamnă că toate lucrurile astea nu există. Foarte bine, deci se vede eficiența comisiei. Până la urmă de asta s-a înființat. Și de-aia am fost și felice dacă am văzut. Asta, sigur, că e neremunerat, domnul... Da, corect. Mai mult trebuie felicitat. Da, e foarte nervos. Da. Alte probleme la diverse? Da, aș fi vrut eu să vă rog, doamna Josie. Să o rog pe doamna Angel să pună la dispoziție, eu m-am uitat pe, dar vreau un răspuns scris, că așa rămăsese la ultima ședință sau penultima ședință de Consiliu, legat de furnizorul de bănci. Societatea care, de la care am achiziționat băncile. De asemenea, și să ne comunicați antreprenorii care se ocupă cu pavelele în oraș. Sau care s-au ocupat cu pavelarea în oraș. Da, documentația de achiziție pentru bănci publică la dispoziția dumneavoastră. Nu este publică, nu este pe site-ul primăriei. Doar am discutat astăzi. Solicitare, ți-ai dat răspuns, că așa și eu l-am chemat pe directorul de la Raja și mi-a venit managerul de proiect care să spună că-s nebun și că nu sunt gropile în oraș. Nu. Deci așa ne conformăm. Cu privire la constructorii, nu am înțeles foarte bine întrebarea constructorii care lucrează la pavele, cei care sunt pe 2023. Și punem la dispoziție ce, că avem bibliografe foarte multe. Nu, până, doamne, cei trei consultori care au lucrat. Am înțeles. Da, sigur. Sigur, fără probleme. Sunt trei societăți care au câștigat. Locanul ăsta sunt două care au câștigat în zona de sus. Au orașul. Mult sub prețul. Nu mai... E regulă, alte probleme? Atunci declar lucrările, declar în ziță și din șapă și din șapă.